Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la conferința ordinară a Organizației Județene PSD Bacău. Am să încerc să imprim, să păstrez caracterul oficial al celui mai important eveniment din viața unei organizații, întâmplător sau poate nu întâmplător, cea mai importantă organizație a județului Bacău, organizație politică, dar pe de altă parte să fie un eveniment, o conferință vie, sinceră, așa cum s-au dezvoltat în ultimii 6-7 ani relațiile între noi în partid și relațiile între partidul nostru și electoratul populației județului Bacău. Ca atare, aș vrea să fotografiez puțin ziua de astăzi, de o manieră plastică și sinceră în același timp și încep, noi moldovenii suntem recunoscuți pentru ospitalitatea noastră, să încep prin a prezenta invitatul nostru, domnul europarlamentar Claudiu Manda. Și să vă povestesc ce tur al Europei a făcut ca să ajungă la Bacău, la conferința noastră. Mi-a promis de mult timp că vine. Președintele celei mai puternice organizații PSD din țară, organizația PSD Dolj. Această conferință aici la Bacău trebuia să mai aibă doi oaspeți. Unu, Mihai Tudose, fostul prim-ministru al României, rămas înzăpezit la Brăila și cu o acțiune ecumenică destul de importantă, dar probabil că va veni la alte evenimente pe care le vom avea în perioada următoare, și președintele interimar al partidului, domnul Marcel Ciolacu, dar programul dânsului, unul extrem de încărcat, generat de succesul moțiunii de cenzură, i-a făcut practic imposibilă prezența astăzi. Și astăzi ne bucurăm doar de prezența colegului meu europarlamentar Claudiu Manda, de care m-am despărțit marți seară la Bruxelles. El a plecat la București pentru că, spre deosebire de mine, care simțeam că trece moțiunea, el știa că trece moțiunea, a plecat la moțiune, a rezolvat moțiunea alături de președintele Ciolacu și de liderii de la cele două camere. A mers la consultări la Cotroceni, la președintele Iohannis, s-a dus ieri la Craiova și după 7 ore de condus a venit la Bacău, l-am așteptat în Crucea Nopții. Nu știu cât știți, dar ieri asupra Bacăului, azi noapte, s-a așternut o zăpadă pe care o așteptăm de mult. Astăzi este o zi extrem de însorită, așa că nu știu când am ales eu ziua de 8 februarie pentru această conferință, dar am fost extrem de inspirat, pentru că prima zăpadă din 2020 cu o zi însorită înseamnă că anul 2020 are semne bune și pentru noi și pentru județul Bacău. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru acest tur de forță lui Claudiu Manda, cu atât mai mult cu cât diseară va merge la un eveniment fericit, cel mai fericit din viața unui părinte, botezul copilului liderului de grup de la Camera Deputaților, Alfred Simonis, un tânăr al Partidului Social Democrat pe care ați început să-l vedeți din ce în ce mai mult la televizor și care este și el unul din artizanii moțiunii de cenzură. Claudiu va pleca de la această conferință la București și de acolo la acest eveniment fericit și încă o dată îi mulțumesc pentru acest tur de forță. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit în număr mare la acest eveniment important, ați venit cu sufletul și cu gândul. Eu simt o atmosferă extrem de pozitivă. Nu cred că a venit nimeni astăzi doar să bifeze acest eveniment sau doar să răspundă unei convocări, așa cum este ea făcută la noi, la organizația politică PSD Bacău. Și încep prin a vă prezenta prezidiul. Mi-aș fi dorit să, repet, să avem și mai mulți oaspeți de la București, mi-aș fi dorit ca prezidiul să fie mai mare, mi-aș fi dorit să fie primari și din județul Bacău. Mi-aș fi dorit să fie și primari pe care i-am susținut aproape necondiționat în urmă cu 3 ani, dar viața politică este una complicată și ca atare mergem mai departe și vă prezint prezidiul pe care vi-l propun
și o să vi-l supun aprobării, dar n-am să-l fac de o manieră fugitivă, ci de o manieră în care să prezint pe fiecare. Încep cu primarul municipiului Onești, domnul Nicolae Ignatiuc. Mulțumesc, Nicu! Domnul deputat Costel Dunava, care va avea momentul dânsului puțin mai încolo. Cristina Breahnă este liderul de grup din Consiliul Local Bacău și omul care ține steagul sus acolo alături de ceilalți 8 consilieri. La municipiul Bacău avem o misiune complicată și o misiune complicată și nu ușoară și mulțumesc și Cristinei și celorlalți colegi pentru tot travaliul pe care îl depun acolo și toată rezistența pe care o pun acolo. Deși sună poate ciudat pentru unii, culmea în interesul cetățenilor municipiului Bacău. Mulțumesc, Cristina, încă o dată. Fostul prefect al județului Bacău nu este membru al Partidului Social Democrat, domnul Valentin Ivancea. O să revin asupra dânsului atunci când voi avea și eu, când îmi voi ține propriul discurs de încheiere a acestui mandat. Domnul secretar general Ionel Floroiu, astăzi doar interimar. Merg mai departe. Președintele executiv al Organizației Județene și președintele municipalei Bacău, domnul deputat Lucian Șova. Vedeți, nici nu m-am uitat în spate, că ne simțim destul de bine și eu și Lucian și n-a fost nevoie să privesc în spate. Cel care a continuat proiectele Consiliului Județean Bacău alături de toți primarii județului Bacău și de cei 60 de primari ai organizației PSD, Sorin Brașoveanu. Doamna deputat Teodora Șotcan. Am să revin și la dânsa atunci când voi da cuvântul singur, pentru că avem de pus niște contraste între noi și cei care au preluat guvernarea și o să vedeți, din păcate, ce contraste trebuie să punem. Nici nu știu, jumătate oltean sau oltean? Al doilea oltean de pe scenă, Miron Smarandache, domnul senator Miron Smarandache. Nu știu dacă jet beget e în spatele meu. Proaspătul senator al județului Bacău, doamna Carmen Dima. Și ultimul, dar nu cel de în urmă, cel care are grijă de toate procedurile pe care de multe ori noi le mai trecem așa pe repede înainte, secretarul Organizației Județene, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Silviu Pravăț. Vă supun aprobării acest prezidiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Răuță? Reclamă cineva prezența domnului Răuță în prezidiu? E în sală? E în sală. Vă propun repede alegerea unui secretariat tehnic pentru redactarea procesului verbal al conferinței, alcătuit din 3 persoane, doamna Lenuța Negrea, doamna Mihaela Irimia și domnul Virgil Plugaru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate. Comisia de validare a conferinței, 3 membri, Silviu Botez, Flori Olinic și Ionuț Andrieș. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate. Rog membrii Comisiei de Validare să-și intre în atribuții, să se retragă și sub conducerea lui Silviu sau a domnului Floroiu să verifice respectarea normelor statutare. Comisia de propuneri, Nelu? Da. Nu am aici completă. Codrin Costan, primul. Codrin Costan, primul, da? Da. Silviu Pravăț. 2. Și Ionel Floroiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.
și pe ei îi rog să-și intre în atribuții. Proiectul pentru ordinea de zi a conferinței. Primul punct, adoptarea raportului de activitate al Consiliului de Conducere de la conferința precedentă până în prezent, precum și analiza rezultatelor obținute de organizație la alegerile europarlamentare și prezidențiale. Punctul 2, adoptarea raportului Comisiei de Disciplină și Arbitraj va prezenta doamna Laura Leonte. Adoptarea raportului Comisiei de Control Financiar Intern, doamna Miora Bighiu. Aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli și execuția acestuia, doamna Monica Floricică. Prezentarea raportului cu privire la evidența membrilor organizației. Alegerea președintelui organizației județene, alegerea Consiliului Organizației Județene, alegerea membrilor Comisiei de Disciplină și Arbitraj, alegerea membrilor Comisiei de Control Financiar Intern, alegerea delegaților la Congresul Național. Cine este pentru această ordine de zi? Împotrivă, cu unanimitate, ordinea de zi a fost prezentată. Și, practic, putem intra în această ordine de zi cu prezentarea raportului de activitate. Nu intru în ordinea de zi până nu vreau să mulțumesc și mass mediei și pentru prezența la acest eveniment, dar și pentru felul în care am colaborat în acești 4 ani. Eu cred că a fost o relație de la satisfăcătoare în sus. Cred că am fost cea mai prezentă organizație în spațiul mediatic Băcăuan și asta s-a întâmplat și datorită unei deschideri, zic eu, fără precedent din partea noastră, dar și unei receptivități din partea mass mediei băcăuane, pentru care țin să le mulțumesc încă o dată. Raportul de activitate al organizației, am să-l fac. Noi tot am mai vorbit despre toate evenimentele electorale pe care le-am avut din 2015 încoace. Țin să vă reamintesc, ultima conferință a organizației județene de alegeri s-a ținut în septembrie 2015, practic avem 4 ani și jumătate aproape. Ea trebuia să se deruleze la termen la finalul lunii septembrie 2019, dar atunci am amânat-o pentru că n-a putut participa doamna președintă de la momentul respectiv a partidului, doamna Viorica Dăncilă. Astfel am ajuns în februarie 2020. Toate organizațiile PSD din țară trec printr-o etapă de organizare a conferințelor, fie ordinare, fie extraordinare. Evenimentele electorale pe care le-am parcurs și despre care am mai discutat și pe care le-am tot analizat și n-ar fi cazul acum să le mai disecăm încă o dată, sunt următoarele. Am avut în 2016 alegeri locale la Consiliul Județean și la primării din 93 de localități. Eram aici pe această scenă, vă amintiți cu toții când am făcut poza, cea mai frumoasă poză din istoria Partidului Social Democrat din decursul celor 26 de ani cât erau atunci, pentru că fuseseră cele mai bune, înregistrasem cele mai bune rezultate din istoria partidului și la nivel de vot politic și la nivel de număr de aleși locali și la nivel de primari și la nivel de consilier local, consilier județeni. Ca atare, sigur că a fost misiunea îndeplinită, dacă tot suntem la etapa de raport al conducerii organizației. Au urmat alegerile parlamentare în noiembrie-decembrie 2016, când la fel ca și la nivel național și la nivelul organizației județene s-a înregistrat un rezultat foarte bun, 53%, lucru care a permis ca organizația PSD Bacău să aibă 2 senatori și 6 deputați, un număr de 8 parlamentari, dar asupra acestui subiect va reveni și Costel, voi reveni și eu în intervenția mea. Deci anul 2016, din punct de vedere electoral, a fost un an extrem de pozitiv pentru organizația sau pentru conducerea organizației pe care
o giraserăți cu toții, sau o giraserăm cu toții în septembrie 2015. Din 2016 până în 2019 n-am mai avut alegeri de niciun fel. Am avut un referendum care nu s-a validat nici în județul Bacău. În 2019 au venit alegerile europarlamentare, luna mai, vă amintiți? A fost o campanie electorală infernală, poate una din cele mai grele campanii electorale la care am participat cu toții, deși am avut și la Gioană și la Ponta, turul 1, turul 2, alegeri memorabile și la Năstase, probabil, dar așa cum au fost europarlamentarele din 2019, puține scrutine electorale au fost. Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că și dumneavoastră și celor 70.000 de băcăuani care ne-au votat, pentru faptul că ne-am reconfirmat statutul de prima organizație politică a județului Bacău, dar cu un rezultat net inferior celor obținute în 2016, lucru care sigur s-a întâmplat peste tot la toate organizațiile, dar până la urmă am reușit să cucerim prima treaptă a podiumului, dacă pot să spun așa, și sper să ne menținem acest bun obicei. Au urmat alegerile prezidențiale cu turul 1, turul 2, evident. Am mai discutat și aici și la București. Turul 1 a fost un tur cu obiectiv de intrare în turul 2 și în care structura organizatorică a avut un cuvânt de spus. Turul 2, dacă am spus-o la Comitetul Executiv, atunci când alături de alți colegi am creat posibilitatea să apară o conducere, o nouă conducere interimară care să gestioneze partidul prin anul 2020, de ce n-a spune-o și acum, alegerile prezidențiale, mai ales în turul 2, sunt alegeri uninominal pur și acolo organizatorii cu pică în plan secund, dacă nu chiar terțiar. Și știți cu toții că rezultatele obținute la alegerile prezidențiale în turul 2 nu seamănă cu ce vom obține la localele din 2020 sau ce am obținut la localele sau parlamentarele din 2016 sau chiar la europarlamentarele din 2019. A trecut și turul 2. Acestea au fost rezultatele pe repede înainte. Noi le-am discutat pe fiecare dintre ele în parte la momentul respectiv și le-am analizat și ne-am și felicitat, ne-am mai și reproșat lucruri când erau de reproșat. Cam acesta este raportul într-o manieră explicită, pe înțelesul tuturor, raportul organizației județene PSD din 2015 până în februarie 2020. Despre toate celelalte lucruri pe care vreau să le comunic și partidului, și cetățenilor Bacăului, și adversarilor politice, am să o fac iarăși când voi interveni. Consider epuizat punctul 1. Nu știu dacă trebuie să-l supun aprobării, nu știu, nu este nici Cinelu, nici Silviu. Da, adoptarea raportului de activitate, adoptare, da. Cine este pentru adoptarea acestui raport de activitate? Împotrivă, abțineri, unanimitate s-a aprobat. Vă propun să intrăm în punctul 2, tot așa de o manieră, nu expeditivă, dar fugitivă. Adoptarea raportului Comisiei de Disciplină și Arbitraj, doamna Laura Leonte, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, onorat prezidiu, stimați colegi. În perioada 2015-2019, Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj a desfășurat următoarea activitate. În anul 2015, luna 10-a, Comisia s-a întrunit, a analizat, a convocat și a adoptat hotărâri cu privire la retragerea sprijinului politic a doi consilieri locali din organizația PSD Filipeni. În același an, în luna 12-a, Comisia s-a întrunit, a analizat, a convocat și a aprobat excluderea a doi consilieri din organizația PSD Sascut. În anul 2016 a fost analizată
și aprobată excluderea unui consilier local din organizația PSD Horgești. În anul 2016 au fost aprobate și admise două contestații. În anul 2017 s-a modificat componența comisiei cu numirea într-o funcție superioară a domnului Pravăț. În intervalul 3-a 2017 a fost aprobată excluderea unui consilier local din organizația locală PSD Parincea. În anul 2018 comisia nu a avut în analiză nicio contestație. În anul 2019 comisia s-a întrunit, a analizat, a adoptat și a aprobat excluderea unui consilier local din organizația PSD Comănești. Concluzionăm prin a aduce în atenție o caracteristică comună evidențiată de către cei care au formulat și înaintat contestații Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj, și anume că obiectivele politice stipulate în articolul 10 din statutul PSD și programul politic, pentru care au devenit sau sunt membri și în susținerea cărora activează, trec în plan secund. Contestatarii ajung în situații în care principiile statutare nu mai coincid cu propriile convingeri. De asemenea, vom susține prin consultanță organizațiile locale, precum și părțile interesate care ne solicită sprijinul cu privire la elaborarea documentelor care stau la baza unor spețe, situații care impun gestionarea lor cu profesionalism, echitate și echidistanță. Acesta este raportul Comisiei de Arbitraj pe care îl supunem aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate. Mulțumesc, doamnei Laura Mulțumesc Leonte. Și eu. Mergem mai departe. Adoptarea raportul pentru Comisia de Control Financiar Intern, doamna Mioara Bighiu. Se pregătește Comisia de Validare. E gata, Silviu? Da. Doamna Mioara Bighiu, haideți. Mulțumesc, domnule președinte, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor. Raportul de activitate al Comisiei de Control Financiar Intern a Organizației Județene PSD Bacău pentru perioada octombrie 2015-decembrie 2019 conține mai multe pagini, dar voi prezenta o sinteză a acestui raport. Comisia de Control Financiar Intern din cadrul Organizației Județene PSD Bacău, constituită din 7 membri, a procedat la efectuarea controlului financiar contabil și modul de gestionare a patrimoniului organizației județene în perioada octombrie 2015-decembrie 2019, în conformitate cu respectarea articolului 99 din statutul PSD și a prevederilor legale actualizate în domeniul finanțării activității partidelor politice. Organizația județeană PSD Bacău are un număr de aproximativ 17.339 membri, cuprinzând 3 organizații municipale, 5 organizații orășenești și 85 organizații comunale. Conform statutului PSD și a legii numărul 334 din 2006, privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, sursele de finanțare pot fi cotizații ale membrilor, donații legale, venituri provenite din activități proprii, subvenții de la bugetul de stat, împrumuturi de la persoane fizice și juridice. În perioada menționată, Organizația Județeană a PSD Bacău a realizat venituri din cotizațiile membrilor de partid în sumă de 685.343 lei. Cotizațiile au fost încasate pe bază de chitanță nominală, înseriate, numerotate și a fost întocmită fișa de magazie prin care se ține evidența acestora. De asemenea, au fost obținute venituri din donații în sumă de 178.000 de lei și subvenții de la bugetul de stat în sumă de 390.000 de lei. Cheltuielile au fost efectuate proporțional cu veniturile încasate pentru plata facturilor, respectiv materiale, telefon, energie electrică și termică, apă, chirie, precum și cheltuieli efectuate pentru susținerea campaniilor electorale în anii 2016 și 2019.
Operațiunile de încasări și plăți s-au efectuat atât prin casă cât și prin conturi bancare. În urma verificărilor efectuate s-au constatat existența corelațiilor între documentele primare justificative și înregistrările financiar-contabile, precum și evidențierea acestora în registrul de casă, bancă și în balanțele de verificare lunară. De asemenea, au fost respectate prevederile legale privind constituirea surselor de finanțare și utilizarea corectă și eficientă a acestora. Inventarierea patrimoniului s-a realizat în conformitate cu normele privind organizarea și efectuarea inventarierii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 2861 din 9 decembrie 2009. Astfel, a fost numită Comisia de Inventariere prin decizie de către conducerea Organizației Județene PSD Bacău, s-a întocmit procesul verbal de inventariere cu bunurile inventariate în fiecare an și a fost completat registrul inventar. În perioada menționată, au fost efectuate verificări de către Autoritatea Electorală Permanentă și s-au emis rapoarte de control pentru anii fiscali 2016, 2017, 2018, cu respectarea prevederilor legale privind finanțarea activității politice. În urma verificărilor efectuate la Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Bacău, nu au fost constatate abateri cu caracter financiar contabil. Semnează președinta Comisiei de Control Financiar Intern al Organizației Județene PSD Bacău, Mioara Bighiu. Mulțumesc, doamnei Bighiu Mioara. Cine este pentru adoptarea acestui raport? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc și pentru acuratețea materialului și pentru acuratețea prestației. Doamna Monica Floricică, da? Următorul material, bugetul propriu de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Ziua. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor membrilor. În perioada 2015-2019, valoarea totală a încasărilor a fost de 685.343 de lei din cotizații ale membrilor și donații legale. În anul 2019 au fost încasate subvenții de la bugetul de stat în valoare de 390.000. Cheltuielile efectuate în această perioadă au constat în cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli pentru activități cu caracter politic, precum și pentru presă și propagandă, cheltuieli de birotică. De menționat este faptul că s-au achiziționat din subvenții diverse mijloace fixe și obiecte de inventar, calculatoare, mobilier și alte obiecte. Propun spre aprobare raportul de venituri și cheltuieli în perioada 2015-2019. Mulțumesc, da? Propun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, doamne Floricică. Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobat. Silviu, ești gata cu raportul? Haide, te rog. Procesul verbal al Comisiei de Validare. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia de propunere a analizat dosarele candidaților pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, președinte executiv, membri în biroul permanent județean. Toate aceste dosare au îndeplinit condițiile necesare. În urma analizei propunerilor, comisia validează lista și dă citirea acesteia. Pentru funcția de președinte, domnul Dragoș Benea. Pentru funcția de președinte executiv, pentru funcția de președinte executiv, domnul Lucian Șova. Pentru funcțiile de vicepreședinte, domnul Costel Baciu. Domnul Sorin Brașoveanu. Domnul Vasile Budacă. Domnul Ioan Bujor. Doamna Raluca Ioana Dinu. Domnul Costel Dunavă, domnul Nicolae Ignatiuc, domnul Dorian Pocovnicu, domnul Ion Răuță, domnul Miron Smarandache, doamna Șotcan Teodora și domnul Dumitru Tulpan.
Pentru funcția de trezorier, doamna Monica Floricică. Iar pentru funcția de membru, doamna Dima Carmen. Mulțumesc. Mulțumesc, Silviu. Raport cu privire la evidența membrilor de partid a organizației județene. Numărul organizației locale 93. Numărul de membri înscriși în partid de la conferința precedentă 17.338. Numărul de membri de partid radiați din evidență 60. Cred că s-a făcut o greșeală aici, cine a pregătit materialul. Numărul de membri înscriși în partid de la conferința precedentă 1.388 și numărul total 17.338. Altfel riscam să ne trezim că facem diferența și au plecat 16.000 de membri și mai suntem doar 1.300. Din care, după sex, femei 7.600, bărbați 9.738, uite că pe cheie picăm. După vârstă, 3.020, 18-35 de ani, 10.235, 65 de ani și peste 65 de ani, 4.118. După naționalitate română, 16.330, maghiară, 1.008. După religie, ortodoxă, 16.330, catolică, 990, alta, 18. Acesta este raport. Prima jumătate a conferinței, practic, a fost ordinea de zi. Prima jumătate a ordinii de zi a conferinței județene a fost epuizată. Am ajuns la momentul intervențiilor. Până acum s-au înscris la cuvânt domnul Costel Dunava, domnul Sorin Brașoveanu, subsemnatul, domnul Lucian Șova și domnul Claudiu Manda. Dacă mai sunt intervenții din partea din sală, cu cea mai mare plăcere le comunicați la Silviu și până ia cuvântul domnul Manda, mai care va închide practic conferința organizației până să intrăm în alegeri. Microfonul aparține oricui din sală. Ca atare, Costel Dunava, te rog să începi șirul intervențiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi și colege. Salut și eu prezența domnului europarlamentar Claudiu Manda, care este un prieten mai vechi a Bacăului, încă de când era în organizația de tineret. Pentru prima dată în istoria organizației noastre, toți parlamentarii sunt din județul Bacău. Datorită acestui fapt, echipa de parlamentari PSD Bacău este una unită, omogenă, care de-a lungul activității parlamentare a inițiat și susținut toate proiectele de lege care au contribuit la creșterea economică a acestei țări și la îmbunătățirea nivelului de trai al românilor. Acest aspect, cred eu, s-a simțit și în rândurile organizației, deoarece prezența noastră în teritoriu alături de dumneavoastră a fost permanentă, nu doar în timpul perioadelor electorale, fapt care ne-a permis să obținem împreună rezultate dintre cele mai bune, atât din punct de vedere administrativ cât și politic. Pe lângă lucrarea emblematică a acestui județ, șoseaua de centură a municipiului Bacău, în valoare de peste 160 de milioane de euro, în județul Bacău sunt peste 200 de șantiere în diverse etape de execuție, a căror finanțări depășesc 300 de milioane de euro. Dragi colegi și colege, suntem după o perioadă de 4 scrutinuri electorale. Am trecut cu bine prin alegerile parlamentare, referendumul pentru familie, alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Anul acesta este un an decisiv pentru viitorul organizației noastre, pentru viitorul județului nostru și chiar pentru viitorul acestei țări. Săptămâna aceasta am obținut în Parlament o primă victorie. Alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin și alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal. Mai avem de obținut două victorii, câștigarea alegerilor locale și alegerilor parlamentare. Obținerea acestora depinde doar de noi. De aceea, vă îndemn să fim în continuare uniți și determinați
pentru ca în următorii 4 ani să ne păstrăm realizările și, de ce nu, chiar să le depășim. Vă mulțumesc mult pentru efortul dumneavoastră și pentru tot ce ați făcut până acum. Mulțumesc, Costel. Costel a încercat să prezinte și omogenitatea grupului parlamentar, dar voi reveni și eu aici, și realizările din județ strict statistic, dar pentru o prezentare mai detaliată ce s-a întâmplat în județul Bacău din punct de vedere a unor obiective de interes județean și local, cred că cele mai bune informații și cea mai succintă prezentare o poate face președintele Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu. Mulțumesc, domnule președinte, onorat prezidiu, stimați colegi, având în vedere că suntem la ceas de bilanț și la final de mandat, eu ca vicepreședinte în biroul permanent județean, consider că este oportun să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat încrederea și oferit posibilitatea de a mă implica cu priceperea mea în această echipă puternică, omogenă, disciplinată, condusă de președintele Dragoș Benea, care, așa cum a prezentat în raport cu rezultate politice de excepție în ultimii ani, dar cu o muncă perseverentă, această echipă a atras fonduri pentru finanțarea unor investiții majore în dezvoltarea comunităților noastre în folosul oamenilor. Faptul că astăzi în județul nostru sunt peste 220-230 de șantiere deschise cu investiții majore și dacă ne uităm în ponderea acestor investiții, vom vedea că majoritatea sunt în investiții în infrastructura aeroportuară și rutieră, peste 55%. După aceea urmează investițiile în domeniul sănătății, după aceea investițiile în domeniul educației, după aceea investițiile în mediu și după aceea social. Numai prin Consiliul Județean, în ultimii 3 ani, au fost gestionați fonduri atrase de peste 340 de milioane de euro. În toate aceste domenii. La acestea se adaugă investițiile, la acestea se adaugă proiectele inițiate de societatea civilă pe care Consiliul Județean le-a finanțat prin legea 350 și legea sportului în cultură, în educație, în social, în sport. Acum, cum spunea colegul meu, din ceea ce s-a întâmplat la nivel național și faptul că astăzi suntem în opoziție, este domeniul trecutului. Sper că am învățat din greșelile noastre, că atât ne rămân să învățăm, cu uite ce se întâmplă și ce fac liberalii astăzi. Cu ură, cu dezbinare, cu orgolii, cu lăcomie, nu poți construi nimic. Eventual împrăști suferință. Avem alegeri locale și parlamentare. Trebuie să avem grijă la profilul candidaților pe care îi promovăm mai departe. Oameni care să iubească această țară. Oameni care să creadă în puterea unui cuvânt ce astăzi pare uitat. Onoare. Numai prin pasiune, prin iubire, prin jertfă, ne putem depărta de această mocirlă în care liberalii au început să ducă această țară. Și o spun și se vede, fără niciun fel de remușcare. Personal, dacă am greșit și v-am greșit, vă rog, îmi cer iertare. Poate am greșit față de cineva în toți acești ani. Și vreau să vă mulțumesc pentru modul cum am colaborat și am conlucrat în acești ani. Ce-mi doresc? Îmi doresc, dacă ar fi să concluzionez în 2 cuvinte, unitate și credință
în cadrul aceleiași echipe. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Sorin. Domnul primar al Sascutului, cel mai vechi membru, cred că din această sală PSD, domnul Răuță, aveți microfon să-i dăm acolo să nu mai... Dacă nu, haine, Ion Încoci. Până atunci mai țin eu atmosfera de vorbă. Vine microfonul? Ia, vine microfonul, da. Da, Ioane, urmează Benea, Șova, Manda, dacă mai vrea cineva să se anunțe. Care echipă? Ia, Nea Valeriu, ai răbdare. Vrei să intervii? Poftim? Secretarii domnul Floruiu. Ai răbdare. Secretarul să alegi nu de către conferință, ci de către biroi, comitetul executiv. Domnul viitor, nu, actual șef al Ligii Aleșilor Local, viitor vicepreședinte, sperăm, domnul Ioan Răuță. Vă rog. Oricum, e bine și din rândul 2, domnule președinte Manda și domnule președinte Dragoș Benea, onorat prezidiu, dragi colegi. Făcându-mi o analiză chiar de aseară, când auzeam că vine un oltean la noi în calitate de europarlamentar, de vicepreședinte al partidului, uitându-mă și eu la buletin din când în când, am făcut o analiză câți ani aveați dumneavoastră cu 30 de ani. 14 ani și domn președinte Benea, tot 14 ani, mai mare cu 5 luni, cotigentul 52, așa arătați dumneavoastră cu 30 de ani. Nu mai spun că Daione, cei... Daione, adică ai început greșit. Eu n-am înțeles bine, că îi explicam cine ești. A, eu sunt domnule... Nu, băi, stai că îi spune eu cine ești. N-am fost atent. Matale, ai spus că între noi doi e diferență de 5 luni? Asta ai spus? Păi ai greșit. E diferență fix de 2 zile. Între 18 decembrie 75 și 20 decembrie 75, sunt doar 2 zile, nu 5 luni. Înseamnă că vârsta spune cuvântul, domnule greșit. Așa că răspund. De ce am vrut eu să încep așa? Pentru că, dacă observați, noi acum suntem foarte mulți când suntem în opoziție și câteodată suntem mai puțin când suntem la putere. Și pe noi ne-a deosebit tot timpul puterea de unii care vin și pleacă. Eu aici aș fi un pic invidios pe olteni, pentru că tot timpul Oltenia a avut un număr mai mare de procente în fața noastră. Cu mare drag, eu am așteptat această moțiune, dar după 48 de ore, iar m-am întristat. Ce-o fi fost, ce-o fi fost, nu mă interesează. Important este că trebuie să vă mai mulțumim încă o dată că pentru unii din primari a fost foarte binevenită această moțiune ca primarii noștri să fie aleși într-un singur tur de scrutin. Și pentru asta vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că conducerea partidului nostru în timp și spațiu, în cei 30 de ani am văzut cam tot ce s-a putut întâmpla și n-am crezut că la vârsta pe care o am, și nu e așa de mare, 63 de ani, pe 11 mai fac 64, dar când mă mai uit în buletin și mă mai întreabă câte o doamnă, încerc să le spun că am 53 pe 54 de ani. Și pentru asta eu trebuie să vă felicit și să vă mai rog încă o dată că o să mai vină vremuri rele, grele de la noi
în perioada următoare și eu nu sunt pesimist. Eu sunt optimist pentru că îmi cunosc partidul meu, știu despre ce e vorba în partidul meu și știu ce o să urmeze și de câte ori am mai zis și eu câte o vorbă, s-a mai adeverit. Domnule Manda, sunteți mai curajos, sunteți mai vocal. Aveți grijă de partidul ăsta pentru că cei care vin și pleacă, cei care au trădat odată mai trădează, mai au obiceiuri de să iau ceri, care se dă ca, nu știu cum să zic eu, pe lângă noi, e mai greu să revină. Acum, domnule președinte, închei. Prin faptul că ați avut încredere în mine de m-ați reactivat și vă mulțumesc și vă promit că rămân același, dar să nu fiți supărat pe mine când mai țiu și eu câteodată șefii mei trăiești vigilenți și le mai spun câte una, așa care nu prea convine câteodată. Vă mulțumesc, vă urez succes și mie îmi urez succes. Domnule președinte, să vă trăiască familia, să vă trăiască doamna Olguța și mulțumesc mult că ați venit la noi. Până ajunge microfonul de la Stascut la Buhuș, Cănea Vasile Găucan, nu există conferință fără intervenția domnului Găucan și nu o spun cu ironie, o spun cu responsabilitate, trebuie să fac câteva precizări. PSD-ul a depus această moțiune și a făcut toate eforturile și le mulțumesc parlamentarilor nu numai din județul Bacău, că au reușit să izbândească în această moțiune, nu pentru ca primarii PSD să câștige din primul tur, sau nu din primul, nu acesta este principalul motiv, ci pentru că și nici măcar interesul public n-am să-l pun pe primul loc, am să fiu foarte sincer de ce a făcut PSD-ul acest lucru, pentru că acești liberali care au fost sprijiniți de oameni să sancționeze PSD-ul în 2019, când au venit la guvernare și au trebuit să demonstreze că sunt buni, că sunt mai buni ca cei pe care i-au îndepărtat de la guvernare și au văzut că nu pot să finanțeze autostrăzile, au început să o plimbe cu pensiile și cu salariile, s-au gândit că ar fi bine să facă alegeri anticipate. Tocmai pentru că ceea ce au promis în 2019 nu cred că au un cap să se țină de cuvânt, nu aveau nici pentru 2020 și nici nu cred că pentru viitor vor avea să se țină de cuvânt și încearcă niște alegeri anticipate, încercând să beneficieze de rezultatul pe care președintele Iohannis l-a înregistrat în noiembrie 2019. A fost aceasta cu asumarea pe alegerile primarilor din două tururi, a fost o provocare la adresa PSD-ului, la care PSD-ul, dacă nu răspundea, înseamnă că era un partid slab, căruia îi e teamă de anticipate, iar Partidul Social Democrat, oricât de dificil ar fi momentul pe care îl traversează, nu este un partid căruia să-i fie frică de alegeri. Nu i-a fost niciodată frică de alegeri și nu este frică nici în 2020 de alegeri. Acesta a fost principalul motiv pentru care s-a depus moțiune de cenzură. În al doilea rând, ce dezbaterea asta cu un tur și două tururi? Nu știm cu toții că la turul 2 de fapt este vot negativ? Ce te împiedică pe tine de la primul tur să mergi pe mâna celui mai bun? De ce se împrăștie voturile la primul tur? La turul 2, de obicei, se votează cine să nu iasă. Ce legitimitate are cel care, la turul 2, poate vine de pe locul 2? Asta înseamnă alegeri din două tururi. Și de aceea, alegerile dintr-un singur tur nu înseamnă un deficit de democrație, așa cum alegerile din două tururi nu înseamnă neapărat exces de democrație sau democrație 100%. Dar, pentru că PNL-ul a anunțat o rafală de asumări
Vezi, Doamne, că PSD-ului e frică să meargă la anticipate. Nu este PSD-ului frică să meargă la anticipate și vom demonstra asta în următoarele 4-5 luni. S-a tranșat și modul de alegere a președinților de Consiliu Județene. Aici, în Bacău, știm foarte bine că toți s-au strâns împotriva noastră și așteptau alegerile la Consiliul Județean pe mandate ca pe nu știu ce. Ca să plimbe valizele pe sub masă, ca să tranzacționeze toate funcțiile politice sau nepolitice din Consiliul Județean și erau toți fericiți. De acum, dragi competitori politici, în următoarele 4-5 luni, ne vedem pe teren, în județul Bacău, pe rețele de socializare și vedem cine termină în luna iunie primul la finish. Pentru că ei își doreau o tranzacționare a consiliilor județene, nu numai în județul Bacău, ci la nivel național, ca urmare a, vezi, Doamne, ce alianțe și ca urmare a unor înțelegeri la masa verde. Domnul Găucan, cum se vede de la Buhuș moțiunea de cenzură și perspectiva PSD-ului? Domnule președinte Manda, domnule europarlamentar, domnul președinte Benea, particip cu toată plăcerea la acest eveniment, întrucât Organizația Județeană Partidului Social Democrat astăzi este chemată să analizeze în spirit foarte combativ, serios, matur, activitatea desfășurată de Organizația Județeană pe ultimii ani și să-și adopte programele și activitățile pentru perioada următorilor 4 ani. Din păcate, oameni buni, acest eveniment are loc când la nivel național apele sunt foarte tulburi, țara, datorită liberalilor și acestui președinte care nu-l consider român, în primul rând, a aruncat țara în aer, rămânând neguvernată și iată, s-a creat această degringoladă în care lumea este debusolată, nu mai știu aproape ce să mai înțeleagă. Eu, domnule președinte, bine, m-am bucurat că moțiunea a trecut și eram convins. Dar m-a durut enorm de mult când a căzut moțiunea în luna lui noiembrie. Și acest lucru s-a datorit și aici mă doare cel mai mult, oameni buni, pentru că a fost creată acea situație datorită parlamentarilor români. Dacă poporul român în alegeri hotărăsc soarta aia, nu meritam. Dar când se fac astfel de jocuri uneori, parcă mă doare enorm de mult. Credeți-mă! Și mă bucur că printre parlamentarii Partidului Social Democrat avem oameni foarte bătăioși, foarte bine pregătiți, stăpânesc extraordinar de frumos toată problematica politică, economică a țării românești și pentru acest lucru va trebui să ne batem foarte mult în acest an. În două cuvinte atât vreau să felicit Consiliul Județean, Organizația Județeană de Partid, pentru ceea ce ați realizat, oameni buni, la nivel județean și local în comunitățile județului Bacău, o serie de investiții de ordin nemaipomenit vreodată. Cu câtă plăcere privești marele șantier de la linia de centură a Bacăului, aeroportul și multe alte, spitalul și alte obiective de afescer. Vreau să vă informez că și la Buhuș avem un spital cochet, el este în derulare, reabilitat în totalitate, avem 4 școli care au început lucrările pentru reabilitare totală, deci avem, din păcate am rămas în urmă cu infrastructura. Și vin aici cu propunerea, domnilor parlamentari, încercați să îmbunătățiți legea achizițiilor, scurtați termenii de licitații și de contestații când o societate comercială vine și încheie licitația și durează luni și ani de zile pentru acest lucru. Oameni buni, vom alege astăzi organul de conducere al organizației județene. Eu sunt convins că această comisie de propuneri s-a orientat cu foarte multă maturitate politică să alegem în fruntea organizației județene PSD Bacău oameni bine pregătiți, cu un moral politic, profesional, desăvârșit, buni familiști, pentru că, din păcate, de foarte puține ori vorbim soarta familiilor din țara românească. Familia este stăpână, oameni buni. Dacă aveți o familie sănătoasă, să știți că vă puteți desfășura activitățile în condiții foarte bune, luptând pe baricadele țării zi și noapte. Asta e părerea mea. Eu, credeți-mă,
Anul acesta, dacă sunt sănătos cu soția mea, fac 60 de ani de căsnicie, oameni buni. Și vreau să vă spun... Mulțumesc! Contează foarte mult, enorm mult, se întreabă cum de-am reușit. La ceea ce observăm astăzi, oameni buni, prin înțelegere, prin muncă, prin educarea sănătoasă și frumoasă a copilului și a nepotului pe care îl avem și l-am crescut și l-am educat. Stau și mă întreb, când vin unii și se coalizează cu Partidul Social Democrat de Aldi Tăricianu, oameni buni, m-am întrebat din start, de ani de zile, păi dar ăsta are 6 nevesti, oameni buni, toate nevestele lui au fost bolnavi și el sănătos? Păi haideți să fim sinceri, oameni buni, păi asta e durerea. În legătură cu restul problemelor, vă asigur, domnule Venea, noi am câștigat europarlamentarii pe locul 1 pe județ și ne vom bate ca și anul acesta să câștigăm primarul orașului Buhuș și parlamentarii și Consiliul Județean. Vă urez sănătate și putere de muncă! Mulțumesc, domnule Găucan. Mai este cineva în sală mai înaintat în vârstă decât 83 de ani? Domn profesor de la Bogdănești. Unde-i domn primar? Andrușca. Cei mai savuroși... Aici. Domn primar, dar nu-mi ridici pulsul. Tocmai ce mă pregăteam să iau cuvântul. 1, 2, se aude, da. Pe lângă prezența, să spunem, din obișnuință statutară, am plăcerea și mi-am propus în mod special să mulțumesc parlamentarilor de Bacău. Știți că italienii au o zicală. Si non è vero, e ben trovato. Dacă chiar nu e adevărat, dar de data asta este adevărat, se potrivește bine, fiind la momentul bilanțului. Mulțumesc în mod special parlamentarilor, așa cum am spus, Consiliului Județean și cel mai mult mi-a plăcut și am apreciat comportamentul eficient al prefectului Valentin Ivancea, care a manifestat o disponibilitate deosebită la orice oră și în mod sigur, dacă nu aveam sprijinul parlamentarilor, la ora asta alergam după aviz în continuare. A fost pentru prima dată, este, la fel cum este pentru prima dată când aduc laude, după câte mi-amintesc. Am avut sentimentul că aparțin unui partid. Și asta nu înseamnă puțin. Mulțumesc domnului președinte Benea pentru că am obținut finanțarea la început, iar acum am demarat deja lucrarea la un proiect de apă și canalizare cu stație de epurare, un proiect modern și fără îndoială că vă mulțumesc în numele comunității din Bogdănești. Cam atât, domnul președinte. Mulțumesc, domn primar, profesor de istorie la bază, cărcota și să se gândească de două ori. Da. Oameni buni, ultimul speech în calitate de președinte a organizației PSD Bacău, ediția 2015-2020. Am eu pregătit aici câteva cuvinte, dar cred că ceva spontan va ieși mai bine decât ce e pus pe hârtie. Și am să încep prin a vă spune că succesul organizației noastre în interior și în relația cu cetățenii s-a fundamentat pe următoarea chestiune pe care am gândit-o, o simt, nici nu știu cum să o rezum. Cred că între noi, ca organizație care a crescut de la an la an și ca număr de primari și ca număr de membri, a stat un contract explicit cu articole puține, clare și cu atitudini și principii reciproce. Un contract care a avut la bază sinceritate și solidaritate și o acțiune care să convergă, o acțiune comună a tuturor sau a fiecăruia în comunitatea de unde vine,
care să convergă către obiectivele politice pe care le propunem ca organizații sau către obiectivele administrative pe care oamenii le așteaptă de la noi. Și vă mulțumesc că ne-am achitat cu toții de acest contract, așa cum am știut fiecare dintre noi mai bine. O organizație politică nu poate avea rezultate fructuoase, pozitive, fără rezultate în plan administrativ. Și rezultatele în plan administrativ au mai multe ingrediente. Pe de o parte și pe de altă parte, oameni. Încep prin a le mulțumi celor 15 consilieri județeni, plus vicepreședintele Pravăț și președintele Brașoveanu, pentru omogenitatea din toți acești ani. Și dacă vorbim de omogenitate, coeziune, solidaritate, la acest capitol a excelat și excelează și sunt convins că va excela grupul de parlamentari de Bacău, cei 8, domnii senatori Miron Smarandache și Carmen Dima, domnii deputați Nelu Floroiu, Lucian Șova, Costel Dunava, Claudiu Ilișanu, Gabriel Vlase, Dragoș Benea ca senator, dacă am uitat pe cineva, am uitat pe cineva, și Teodora Șotcan, cer scuze, omogenitate, coeziune, solidaritate. Acum o săptămână la Dolj, liderul de grup, domnul Simonis, lăuda și evidenția grupurile parlamentare de la Dolj și Bacău pentru prezență, activitate în comisii și solidaritate. Și o moțiune poate să treacă sau să nu treacă, sau un guvern poate să reziste sau să nu reziste, dacă toți parlamentarii dintr-un partid s-ar comporta așa cum s-au comportat parlamentarii celor două organizații reprezentate astăzi aici, și nu cum... Și să nu minimalizăm faptul că președintele de la acel moment, din 2016, Liviu Dragnea, care a semnat listele, la județul Bacău, pentru prima dată, toți parlamentarii au fost din Bacău jet pe jet și acest lucru a contat mult pentru organizație și sunt convins că acest lucru se va întâmpla și în 2020. Le mulțumesc tuturor consilierilor locali din tot județul. Consilier local de comună, de oraș, de municipiu, de municipii, Moinești, Onești, Bacău, pentru că și ei sunt la baza acestei piramide și sigur că în fruntea acestei piramide și de obicei toți președinții de organizații cu asta încep cu primarii, n-am început cu primarii de această dată, termin în schimb cu primarii. Le mulțumesc tuturor primarilor din județul Bacău, PSD, 65 aproape, care s-au ținut de cuvânt față de ceea ce au promis în 2016 și sunt convins că sunt pregătiți ca la aceste alegeri locale să se prezinte în fața electoratului cu fruntea sus și să spună încă o dată că ne-am ținut de cuvânt. Sigur că la fel ca și la nivel național, s-au făcut greșeli. Și eu am să încerc să le surprind doar pe cele de la nivel local. Cele de la nivel național le las astăzi în seama colegului meu, Claudiu Manda. La nivel local am avut și colegi, din păcate, care n-au înțeles că ceea ce au promis în 2016 trebuie să fie respectat în raport cu cetățenii și sigur că este și eșecul managementului organizației județene, a președintelui, a conducerii, faptul că eu cred că la nivel național suntem singura organizație care de-a lungul unui an, 2019, ne-am debarasat de doi primari, unul de municipiu, altul de oraș. Sigur că acest lucru este expresia unui management greșit sau a unei încrederi prea mari la momentul 2016, dar mai probează și altceva. Tăria de caracter, tăria de a te, deși ai alegeri și în 2019, ai alegeri și în 2020, de a te desprinde de acei oameni care, de acei aleși locali,
care întotdeauna își găsește explicații în altă parte, la consilierii locali, la condițiile meteo, la guvernul pe care, care te susține în obiective importante, la parlamentari, la conducerea organizației, la sigla de partid care te-a făcut primar. Și asta s-a întâmplat cu cei doi foști colegi ai noștri, domnul Șilochi de la Târgogna și domnul Necula de la Bacău. Și ca atare, oameni buni, eu vă propun să ne luăm și noi un angajament, să nu mai susținem habarniști în funcții publice, aleși care... aleși care au ținut comunitatea în loc timp de 4 ani sau au irosit 4 ani din viața unei comunități. Am avut puterea să ne desprindem de ei, avem puterea să ne cerem scuze și am făcut-o și public la conferința municipală, pe rețele de socializare, în conferință de presă, să ne cerem scuze public față de cei care, față de cetățenii, de electoratul cărora le-am cerut sprijin aproape necondiționat pentru respectivii. Avem și noi dreptul să recunoaștem că greșim. Important este să nu faci de 2 ori aceeași greșeală, că dacă faci de 2 ori aceeași greșeală, te numești prost și îți meriți soarta. Și eu nu vreau să fiu prost. Pot să fiu neinspirat uneori, pe alocuri, în selecția candidaților, în managementul organizației. Dar îmi propun ca pe viitor, dacă voi mai întruni sufragiile să conduc destinele organizației PSD, să nu se mai repete asemenea greșeli, pentru că ele riscă să compromită munca unei întregi organizații. Le mulțumesc primarilor din Bacău, în primul rând că... sau încă o dată, în primul rând, le mulțumesc încă o dată pentru că eu știu ce s-a... eu nu lucrez la Aprozar. Eu sunt președintele organizației PSD Bacău, mă știți, sunt vechi în politică, dar nu mai vechi decât prefectul al politic al Bacăului, Miroșeanu. Culmea, care se prezintă ca o față nouă a politicii bacăoane, dar este mai vechi decât mine. E cărat geantul al unui Nistor care privatizase PD-ul pe persoană fizică și care l-a pus parlamentar pentru că Băsescu nu-l lăsa pe Nistor să intre pe listă, s-a trezit Miroșeanu deputat. Nu cred că cetățenii Bacăului își amintesc ceva de mandatul deputatului Miroșeanu PD, care acum este, vezi, doamne, prefectul apolitic al județului Bacău. Adică în luna, timp de 3 ani, ai fost consilier județean PNL, la începutul lunii decembrie ești consilier județean PNL și ce să vezi tu, pe 11 decembrie ești prefectul apolitic. Prefectul apolitic care de când s-a instalat la clădirea în biroul prefecturii, n-a început altceva să facă decât să, vezi, doamne, viziteze primăriile din județul Bacău. Ce să vezi, cele mai multe primării erau cu primari ai Partidului Social Democrat. Eu nu prea cred. Cred în Moș Crăciun, sau am crezut în Moș Crăciun, dar nu prea cred în coincidențe. Eu nu cred că acest prefect apolitic, de care nu s-a legat niciun proiect al județului Bacău, îl interesează brusc acum proiectele comunităților. Știm cu toții foarte bine care au fost discuțiile cu toți primarii PSD din județul Bacău și țin să le atrag atenția și liberalilor și celor de la prefectură că știm cu ce se ocupă și așa ceva nu se face. O organizație se construiește în timp, se construiește... Eu cred în ideea de transfer în politică. Nu cred. Este ideală ipostaza în care să intri într-un partid și să termini cariera politică în același partid. Este ideală situația. Cred în transferuri, dar nu cred în transferuri peste noapte. Și știți foarte bine că aici suntem o organizație cu număr de primari care a crescut de la an la an, a crescut și cu primari care au apărut în PSD și au câștigat mandatele pe PSD, dar avem și colegi care au venit de la alte partide către noi. Și le mulțumesc încă o dată că au venit alături de noi, pentru că așa am crescut forța organizației. Și eu cred că și eu și colegii mei nu i-am dezamăgit. Dar ei n-au venit pentru că cineva i-a presat sau i-a amenințat că știu unde lucrează soția, știu unde lucrează fata,
Ei au venit pentru că de-a lungul timpului, când au intrat în contact cu un parlamentar PSD sau cu președintele Consiliului Județean PSD, acel reprezentant al PSD-ului s-a ținut de cuvânt. N-au venit peste noapte și țin să le atrag atenția încă o dată celor de la PNL să oprească această meteahnă veche, care vine dinainte de anii 2000. Că eu am prins și perioada 96-2000, am prins și perioada 2004-2008, dar constat că ceea ce încearcă ei să facă din decembrie până acum este mai urât și mai necinstit și mai josnic decât ce s-a întâmplat în perioadele pe care le-am pomenit mai înainte. Prefectul apolitic al județului Bacău ar trebui să, care și-a prezentat ieri raportul de activitate, ieri pe vremea aceasta, pe această scenă, într-un mod lamentabil și rușinos. Și am să vă spun de ce. Raportul de activitate pe 2019 al prefecturii Bacău, instalat pe 11 decembrie, practic au mai rămas 20 de zile, cu Crăciun și cu Revelion și sărbători. Cum poți să vii tu, Miroșeanu, din 100 de poze, în 99 de poze, să te treci tu acolo, care practic n-ai făcut nimic altceva decât ai colindat primăriile și ai postat pe Facebook dimineața, prânz și seara? Raportul pe 2019 al prefecturii Bacău, oameni buni, vi-l spun eu, ăla care trebuie să-l știe cetățenii și pe înțelesul cetățenilor. Și asta ne diferențiază de cei de la PNL. Valentin Ivancea, un funcționar public, un funcționar public deținută care nu are carne de partid, dar care a fost susținut de PSD. Da, a fost susținut de PSD, nu a avut și nu are carne de membru de partid. Dar în 2019, eu știu așa, că a contribuit la finalizarea decolmatării lacului de la insula de Agrement. Bine ar fi fost ca această decolmatare să o fi finalizat deputata PNL Tudorița Lungu atunci când a fost șefă la Abasiret. Nu să se ocupe, când ajunge în Parlament, cu înființarea zilei prefectului. Asta îi trebuia județului Bacău, ziua de 2 aprilie, ziua prefectului. Nu ar fi fost mai bine ca șefă la Abasiret să facă decolmatarea? Eu cred că ar fi fost mai bine. Domnul Valentin Ivancea a reușit cu fonduri atrase externe, nu din bugetul prefecturii sau al Ministerului Administrației și Internelor, să pună în valoare cu un iluminat arhitectonic de bună calitate clădirea prefecturii Bacău, cea mai frumoasă clădire, bijuterie arhitectonică a municipiului Bacău, și n-a fost menționat acest lucru în raportul prefecturii Bacău. Probabil că dânsii nu se mândresc cu acest lucru, de altfel dacă vizitați pagina prefecturii Bacău, o să vedeți o poză cu această clădire de prin 2006-2007, de când era Berca prefect, colegul Miroșeanu de la PD. Nu vor să recunoască că atunci când a venit un apolitic susținut de PSD s-au întâmplat lucruri bune în viața prefecturii. Tot prefectul Ivancea, alături de Sorin Brașoveanu, știți foarte bine că au coordonat un grup de lucru prin care Programul Național de Dezvoltare Locală în județul Bacău a mers poate mai repede ca în alte părți, încercând să ridice toate barierele birocratice, astfel încât să implementăm un proiect de infrastructură, un proiect de investiții în infrastructura județeană fără precedent la nivelul județului, și aici prezentarea a făcut-o Sorin Brașoveanu. Prefectul apolitic realmente, Valentin Ivancea, s-a asigurat ca lucrările la centura Bacăului, a cărei piatră de temelie tot în această sală pe 22 decembrie 2018 a pus-o Lucian Șova, să înainteze și să înainteze mai repede decât au sperat mulți. Astăzi, centura Bacăului are un stadiu fizic de execuție de aproape 50%, pentru că prefectul Bacăului sau subprefectul Bacăului, Valentin Ivancea, nu s-a căinat, nu s-a văicărit, nu s-a plâns, a împins această investiție extrem de importantă și pentru municipiul Bacău și pentru sănătatea bacăuanului și pentru județul Bacău, astfel încât să o terminăm cât mai repede. Astăzi la ce asistăm? La fel de fel de explicații atunci când noi venim și avertizăm, atragem atenția asupra unor lucruri care întârzie acest proiect.
realități. Nu poți să stai să te închini două luni la doi plopi și la o expropriere. Că atunci asigur că Umbrărescu își ia muncitorii, că nu mai sunt 850-900 de muncitori câți erau în octombrie-noiembrie 2019, astăzi pe șantierul centrului ocolitoare. Își ia muncitorii și îi duce în sud, la drumul expres Pitești-Craiova, unde are front de lucru. Ba e rău, Nelu Floroiu, că eu aș vrea ca toți muncitorii să fie la centura Bacălui, să terminăm cât mai repede. Nu să plece pentru că se închină autoritățile locale, în speță prefectura Bacău, la doi plopi. Sunt niște probleme de mediu pe care, sigur că dacă stai toată ziua și ești la racolat și la impresariat primar de parcă ești Giovanni Becali, sigur că n-ai să finalizezi expropierele, n-ai să rezolvi problemele de mediu pe care Comisia Europeană într-un mod destul de subiectiv le ridică, dar ele trebuie răzbite. Pentru că această centură ocolitoare a municipiului Bacău a avut finanțare optimă pe nivelul guvernării social-democrate, contract semnat pe fonduri europene și datorită incapacității. Că eu nu fac parte din categoria celor care spun că liberalii nu vor să facă centuri sau autostrăzi. Toți vrem să facem. Numai că unii știu să le facă, știu să împingă lucrurile, știu să ardă etapele birocratice, știu să pună funcționarii la treabă, iar alții nu știu. Alții se ocupă cu raculări de primar, cu amenințări de primar și cu postări de dimineața până seara pe Facebook. N-ar fi mai interesant, că astea fac parte din viața politică a județului Bacău și politicul influențează mersul comunității. N-ar fi mai interesant totuși ca domnul prefect să ne explice și să explice băcăuanilor cum deține în continuare în funcție un primar care are hotărâre definitivă de incompatibilitate? Întâmplător este un primar din partidul în care făcea parte și domnul Miroșanu în urmă cu două luni. Primăria Măgura pentru reprezentanții mass media, dacă nu știu. Și ar fi bine de întrebat domnul prefect care se încearcă să scape de acest subiect. Dar ei mai ridic atenției o problemă care ar trebui să-l preocupe. Mai mult decât postările pe Facebook de dimineață până seară. Și vă rog să vă gândiți bine că și să fiți atenți la ce vă spun, pentru că are valoare de simbol importantă ce au făcut liberalii cu educația băcăoană în ultima săptămână. Nu știu cât ați aflat, cât ați văzut știrea. La Inspectoratul Școlar Județean a fost instalat un adjunct, domnul Balcan sau Perino, cum îl cheamă, prietenul de fotbal al domnului Stavarache, doar știm cu toții. Ce nu știu băcăuanii, dar or să afle, și poate ce nu știe nici mass media, și poate ce nu știe nimeni din această sală, este că numărul 2 din educația băcăoană, domnul Balcan, a fost condamnat, definitiv, are o perioadă de probațiune și de reeducare socială. Cum poți să pui tu, Partid Național Liberal, care te pretinzi că depolitizezi, că depesedizezi un politruc liberal cu hotărâre de instanță pentru reeducare socială în fruntea educației băcăoane? Ce mesaj dai tu pentru copiii acestui județ sau pentru părinții acestor copii? Dar vedeți, pe asta nu-l preocupă pe prefectul Bacului, pentru că eu aș fi curios să afle că Inspectoratul Școlar Județean totuși este în subordinea sau în coordonarea prefecturii. Cum a fost validat dosarul pe care l-a depus ca să ajungă inspector șef adjunct? Noi PSD-iști ce am făcut când am avut posibilitatea să susținem pe cineva la Inspectoratul Școlar? Am propus oameni responsabili. Este cineva din această sală care este nemulțumit de activitatea pe care a avut-o doamna Șotcan la Inspectoratul Școlar? Nu cred. Și nici în județul Bacău nu cred că se întâmplă așa ceva. Doamna e Garmin, omul potrivit, la locul potrivit. Asta a putut PSD-ul, atât a putut PSD-ul. Dar PNL-ul pune un condamnat care merge lunar la poliție să semneze, să spună ce a făcut și care trebuie să se reeduce el pe însuși, pe sine însuși, social și după aceea să le spună copiilor ce să facă. Cu asta ar trebui să se ocupe prefectul a politică al județului Bacău,
am tăcut aproape 2 luni. De acum, oameni buni, dacă tot ați început să mitraliați PSD-ul toți, și ALDE, care v-a fost bine cu PSD-ul, și PNL-ul, care a stat până nu a ieșit, până n-a câștigat președintele Iohannis cu 67%, erați prin tranșee. Acum ați ieșit, l-a atacat PSD-ul, că asta este moda în ultimele 3, 4, 5, 6, 7 luni. Să tragem PSD. Foarte bine. O să ne vedem în următoarele 3, 4, 5 luni în județ, în campania electorală, să vedem cine are mai multe de raportat băcoanilor și cine prezintă, cine va prezenta cea mai bună echipă, cei mai buni oameni. Consilieri locali, primari, consilieri județeni, președinte de Consiliul Județean și parlamentari. PSD-ul sau ceilalți? Eu sunt convins că atunci când am spus că sunt mândru și onorat că am condus, conduc cea mai valoroasă organizație politică a județului Bacău, am și proprietatea termenilor. La acest moment, dincolo că suntem cea mai performantă organizație a județului Bacău, suntem și cea mai valoroasă. Am dat chixuri, dar puține chixuri. Și acolo unde am susținut oameni, am susținut oameni valoroși și competenți și acesta trebuie să ne fie obiectivul prioritar și în următorul an și în următorii 4-5 ani. Alt domn de la liberali. Baronul sănătății. Fostul nostru coleg care nu-i mai pronunț numele, dar am zis că nu mai susținem habarniști, m-a făcut baronul gunoaielor. I-am zis că decât habar n-am, mai degrabă baron al gunoaielor, dacă are informații să facă plângeri. Așa îi spun și baronului sănătății din județul Bacău, domnul Paler, că decât baron al sănătății, cum este dânsul, cu bani decontați de Casa de Sănătate la firma la care este acționar, că de-aia vor liberalii să privatizeze sănătatea, mai bine baronul PSD-ului, așa ca mine. Eu, dragă Ionel, care te deziști de ciuma roșie, dar erai unul din cei mai, ai fost unul din principalii beneficiari USL-ului, eu n-am rămas împreună cu organizația pe care o conduc, eu n-am rămas dator băgoanilor. Tu, domnul Paler, ai rămas dator, în primul rând, celui care conduce, de fapt, PNL Bacău, Stavarache. Tu, Ionel Paler, ai rămas dator băcăuanilor, pentru că 16 ani de parlament ai avut, te-ai depigmentat în parlament, dar n-ai adus nimic pentru Bacău. Nu poți să vii tu să ne explici nouă cu secția de radioterapie cum ar fi bine să se facă, că nu știi ce înseamnă să duci un obiectiv cap-coadă. Noi, această organizație politică PSD, am făcut secția de radioterapie în sistem public pentru cei care nu au resurse să meargă să se trateze de cea mai puternică maladie din fonduri publice, din fonduri guvernamentale. Și vrem să o extindem, dar avem nevoie de bani de la guvern. Așa că fă bine, dacă tot ești baronul sănătății din județul Bacău, să faci rost de cele 4 milioane de euro pentru acceleratorul de particule necesar pentru a dubla numărul de cazuri tratate de cancer în județul Bacău. Și mai e un... Ai rămas dator partidului tău, că eu nu cred că a existat în istoria PNL-ului un președinte care să nu fie capabil să completeze locurile din Consiliul Județean. Are 3 locuri vacante de vreo 2 luni și a aflat ieri că s-au vacantat. Deci le ești dator colegilor din partid. Ai un deficit de... sau ai un exces de superficialitate. Și suntem toți oameni, dar niciunul din această sală și nici eu nu am rămas ca tine, domnul Ionel, dator pe la budoarele prin București. Asta este, oameni buni, pentru că 3 ani noi am făcut treabă,
mi-am suflecat mânicile, am auzit că guvernul Orban în 3 luni a făcut ce a făcut PSD-ul în 3 ani. Dacă puteți crede așa o enormitate. Parlamentar PNL de Bacău. Este o declarație sfidătoare și la adresa cetățenilor și la adresa muncii noastre a tuturor. Pentru că această organizație politico-administrativă a reușit să încheie anul 2019 cu peste 200 de șantiere în valoare de peste 300 de milioane de euro. Dar atenție, ce șantiere? Începând cu centura, pista de la aeroport, modernizarea aeroportului, radioterapia, tot ceea ce faceți prin județ, dar proiecte cu finanțare alta decât bugetul propriu al Consiliului Local respectiv sau al Consiliului Județean. Sunt finanțări fie europene, sunt finanțări fie guvernamentale. Și până la urmă, eu cred că așa trebuie să facă diferența și la alegerile locale din 2020, între cei care știu să atragă resurse externe și cei care nu știu. Pentru că eu cred că în județul Bacău, la fel ca în multe alte județe din România, există o mare diferență între cei de la PSD și cei de la PNL în capacitatea de a ști să absoarbă fonduri europene și fonduri guvernamentale. Ca atare, oameni buni, evident că ne așteaptă un an dificil, ne așteaptă o lună dificilă, vom vedea dacă avem sau nu congres. Eu n-am mai oprit la București să aflu, poate aflăm de la colegul meu dacă avem congres. Un congres, sigur că poate fi un moment de reinventare, restartare, relansare a partidului, dar poate fi și un moment, un start ratat dacă nu știm să-l pregătim. Am avut congres în 2019, făcut pe picior, de cine? De președintele interimar, doamna Dăncilă, la momentul respectiv. Și pentru asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și sper să nu picăm în aceeași greșeală și să pregătim, dacă vom face acest congres în această primăvară, să pregătim un congres așa cum trebuie. Să le demonstrăm oamenilor că am învățat din greșelile trecutului și nu le vom mai repeta. Evident că avem alegeri locale și parlamentare în aceeași perioadă. Nu pot eu să garantez acum dacă vor fi în aceeași zi. Dar eu sunt convins că vom avea capacitatea în toate colțurile acestui județ să scoatem rezultate cât mai bune. Vom avea fel de fel de întâlniri, vom avea ieșiri în teritoriu, vom avea lansări de candidați, prezentarea candidaților, astfel încât la linia de start a alegerilor din acest an, echipa PSD Bacău să prezinte cea mai bună garnitură, așa cum a făcut-o în toată istoria sa. Mă opresc aici și vreau să dau cuvântul președintelui executiv, domnul Lucian Șova, să ne facă un bilanț al marilor proiecte de infrastructură și nu numai din județul Bacău din ultimii ani și să ne facă o proiecție pe ceea ce ne dorim în următorii 4 ani să implementăm în județul Bacău, dacă vom fi la guvernarea locală sau dacă vom fi la guvernare națională. Asta o vor decide alegătorii în urma alegerilor locale. După care voi da cuvântul colegului Claudiu Manda, dar îl avertizez de pe acum să aibă grijă ce spune, că eu îmi rezerv ultimul cuvânt la această conferință. Domnul Șova, vă rog frumos! Da, stimați colegi, suntem astăzi la un moment de bilanță, dar mai ales la momentul unui nou început. Acest lucru trebuie să fie și să rămână în mintea noastră pentru totdeauna. Despre ceea ce am făcut bun pentru Băcăuani în ultimii 3 ani, sigur că vorbim, dar mai mult decât atât, mărturia faptelor noastre rămân pentru istorie.
Însă despre ceea ce avem datoria să facem de acum înainte, trebuie să știm cu toții și împreună să nu ne abatem de la promisiunea ce urmează a fi făcută băcăoanilor în următoarele luni. Ce am făcut toți pentru băcăoani în plan administrativ și politic este pus în pericol în aceste zile, în aceste luni care au trecut, de ciuma galben albăstrie a PNL. Și vă spun așa, avem datoria, noi toți care suntem astăzi în altă sală, alături de colegii noștri care, chiar dacă nu sunt aici, sunt consilieri locali, sunt primari, au funcții în administrație. Noi nu vom lăsa drumurile începute de ei să fie începute de noi să fie oprite de ei. Noi nu vom lăsa școlile începute de noi să fie oprite de ei. Noi nu vom lăsa aeroportul Bacău început de noi să fie oprit de ei. Noi nu vom lăsa centura Bacăului pe care am început-o și o construim să fie oprită de ei. Noi nu vom lăsa terapia pe care am construit-o și pe care o modernizăm să fie oprită de PNL. Și nu în ultimul rând, dragi colegi, noi nu avem voie să lăsăm nici proiectul autostrăzii Brașov-Bacău-Iași să fie oprit de cei care doar mint, doar ne spun sloganuri. Nu vom lăsa Bacăuș pe băcăoani pe mâna peneliștilor, leneși, nepricepuți, mincinoși și hoți, care au putut să aibă neobrăzarea ca în ultimele ore ale guvernului lor să dea 25 de ordonanțe de urgență în câteva ore. 25 de ordonanțe de urgență nu le dai poate nici în câteva luni. Dar ce este mai grav este că aceste ordonanțe de urgență sunt grav împotriva românilor, grav împotriva intereselor acestui popor. Au dat ordonanță de urgență să ierte bănci de datorii pe care trebuie să le plătească la bugetul de stat stabilite prin hotărâre judecătorească. Dacă ați mai auzit așa ceva, un judecător să spună că cineva trebuie să plătească și guvernul să dea ordonanță de urgență și să spună că nu. Păi poate mâine o să ne trezim că un judecător va spune că domnul Orban sau domnul Iohannis trebuie să plătească și va apărea o ordonanță de urgență care va spune că nu, nu trebuie să plătească. Așa ceva nu putem tolera. Guvernul PNL doar în 3 luni, nu că a făcut ceea mai mult decât PSD, dar face și a făcut ceva, distruge în 3 luni rezultatele eforturilor a mai mult de 3 ani de guvernare PSD. Și acest lucru nu poate fi tolerat. Acest lucru trebuie să-l avem în minte și azi, și peste o lună, și peste câteva luni, când cu toții vom fi în fața alegătorilor. Noi, nu numai aici la Bacău, dar în primul rând, noi PSD-iștii din orașul și din județul Bacău. Am arătat grijă față de sănătatea băcăoanilor și am modernizat spitale și la Buhuș, și la Moinești, și la Onești, și la Bacău. Am construit secția de radioterapie, iar acum o extindem și reconstruim spitalul vechi. Noi PSD-iștii am arătat grijă față de educația băcăoanilor și am reconstruit observatorul astronomic și modernizăm școli pentru copiii noștri. Am arătat grijă față de calitatea vieții băcăoanilor, reconstruind și modernizând drumuri locale, rețele de apă, cămine culturale. Am arătat grijă față de centura Bacăului, care nu este doar un obiectiv economic și aici sigur că o să vorbesc mai mult. Și de această dată o să vă spun că centura la care încă se lucrează este un obiectiv ce va îmbunătăți calitatea vieții în Bacău, nu numai sub aspectul confortului în traficul rutier, dar și a sănătății băcăoanilor în ceea ce privește aerul pe care îl respiră. Acum câteva zile, sigur că sentințe negative este ușor să dai și la Ministerul Mediului, un ministru liberal alături de un secretar de stat liberal, au putut să conchidă că Bacăul se află printre cele mai poluate 10 orașe din România. Da, este adevărat.
acest lucru. Centura Bacău va duce la eliminarea multora dintre aceste noxe. Centura Bacău însă nu trebuie să-și încetinească ritmul, pentru că PPE de la Bruxelles împreună cu PNL de la Ministerul Transporturilor se întreabă de ce costurile de mentenanță pe centura Bacău sunt de 3 ori mai ieftine decât cele de pe autostrada Sibiu-Pitești. Pentru că PPE de la Bruxelles și PNL de la Bacău se întreabă de ce nu pot fi tăiați câțiva plopi și că unde și ce o să facem noi cu câteva broscuțe. Nu se poate să tolerăm acest tip de abordare care văd că în ultimul timp se prăvale asupra României, se prăvale asupra marilor proiecte pe care PSD în ultimii ani a încercat cu eforturi deosebite să le promoveze. Și mă refer aici, desigur, și la autostrada Sibiu-Pitești. Nu este puțin lucru să termini un acord de mediu pe care l-am făcut după toate standardele europene, să-l trimiți la Bruxelles și ce să vezi, de Crăciun, pe 23 decembrie, Comisia Europeană să trimită scrisoare Ministerului să răspundă în 2 luni, din care vreo 3-4 săptămâni sunt zile libere și sărbători și la noi și la ei, să spună de ce un gândac dăunător la stejar trebuie să fie protejat în România. Iată că nu a durat mult și mă așteptam la acest lucru și am atras atenția Ministrului Transporturilor că ar urma și proiectul deja aflat în implementare, centura Bacău, să primească astfel de clarificări, solicitări de clarificare. Și s-a întâmplat acest lucru. Pentru ce? Pentru că niște costuri de exploatare sunt de 3 ori mai ieftine, pentru că o parcare este așezată la începutul unui drum modern și se întreabă cei de la Bruxelles, cum am ales acest loc pentru a face o parcare? I-a întrebat cineva pe nemți, când și-au făcut parcările pe toate autostrăzile lor, de ce o pun acolo și, sau de ce nu o pun mai la deal sau mai la vale? Nu, pentru că ei au avut resurse să facă acest lucru acum 20-30 de ani, când s-au dezvoltat cum au vrut ei. Astăzi vor ca noi să ne dezvoltăm tot cum vor ei, nu cum vrem noi. Am bucuria să îl avem oaspete astăzi pe Claudiu Manda, un conducător de organizație performantă de la Dolj, și să-i spun un lucru pe care îl știe, dar mai ales să vi-l spun dumneavoastră. Acela că mă simt mândru că în calitate de ministru al transporturilor am semnat contractul și pentru autostrada de la Craiova la Pitești, pentru cele 2 loturi și pentru centurile Balș și Slatina, obiectiv la care astăzi se lucrează. Ca să știți, în România ultimilor ani, proiecte noi de infrastructură se fac la Bacău și la Craiova. Acestea sunt lucruri despre care trebuie să vorbim românilor, trebuie să vorbim băcăoanilor, atât din municipiu cât și din județ. Se vorbește de ciuma roșie, se vorbește de grija noastră pentru justiție, nu oameni buni. Să se vorbească despre ceea ce am făcut noi politic și administrativ pentru ca toți băcăoanii și toți românii să aibă o calitate mai bună a vieții aici, în România. Nu în ultimul rând, am arătat grijă față de surorile și frații noștri plecați la muncă peste mări și țări și am reconstruit aeroportul de la Bacău. Am făcut acest lucru pentru ca ei să ajungă mai repede și mai ușor la cei dragi rămași acasă pe aceste meleaguri. Nu putem lăsa febra galbenă să oprească și acest obiectiv. Și mă întreb dacă nu vor descoperi, poate cei de la Bruxelles, vreo vrabie care să deranjeze Boeing-urile care aterizează și decolează de pe aeroportul din Bacău astăzi. Să avem grijă de lucrurile acestea și să vorbim despre ele și oamenilor pe care îi reprezentăm și oamenilor care poate nu ne susțin azi, dar care ar trebui să se gândească la viitorul lor. Vă spun așa înainte de a încheia, că eu sunt Lucian Șova și înțeleg nevoile băcăoanilor și le prepun împreună cu voi un proiect de țară, un proiect de țară pentru acest oraș și pentru acest județ. Vreau ca Bacăul,
împreună cu dumneavoastră să devină centrul regional comercial al Moldovei. Locul unde politicile publice se fac pentru băcăuani, pentru cetățenii acestui oraș și acestui județ. Noi trăim în orașul și județul în care social-democrația a avut grijă și de tineri și de bătrâni, și de bugetari și de afaceriști, și de mame și de copii, și de fabrici, dar și de mediu. În 2020 nu putem lăsa Bacăul pe mâna unor oameni fără meserie. Să-mi spună mie, domnul Paller, care este meseria sa și a celorlalți din jurul său. Eu sunt Lucian Șova, eu sunt inginerul Lucian Șova, știu bine ce fac și fac bine ce știu. Îi mulțumesc, Lucian, pentru intervenție și pentru felul în care a înțeles să se înhame la, în 2009-2010, la tot ceea ce, iată că am construit împreună și cu actualii colegi și cu foștii colegi și îl felicit încă o dată pentru proiectele, într-adevăr, de referință. Poate istorice sunt cuvinte mari, dar sunt proiecte de referință și raportat la cei 30 de ani care au trecut, dar și o să vedeți și o să realizăm acest lucru și raportat la viitoarele investiții care se vor face sau nu se vor mai face în județul Bacău, rămâne de văzut. Îl invit la cuvânt pe ultimul sau penultimul, alege dânsul speaker astăzi la conferința județeană, președintele celei mai puternice organizații PSD la nivel național, organizația Dolj, domnul Claudiu Mandu. Doamnelor și domnilor, onorevole Benea, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu astăzi prezent în județul dumneavoastră. Vă spun, dragă Dragoș, că aș fi venit aici, așa cum ți-am promis, și din China, dacă era nevoie, și pe jos, dacă era nevoie. Când desfaci un program și când promiți, nu cred că e ceva care te poate schimba. Mă bucur de altfel să nu fiu singurul oltean din sală, îl salut și eu pe Miron și vă spun ca o curiozitate, eu sunt președinte la Dolj, el este la Bacău, însă și tatăl meu și Miron sunt din aceeași comună, același sat din județul Olt. Așa că se pare că totuși originile noastre vin cumva din județul Olt, niciun caz toată Oltenia. Vreau să vă spun încă de la început că sunt bucuros că sunt coleg cu Dragoș la Bruxelles. Este un foarte bun coleg, foarte serios, aplicat, implicat și împreună cu delegația pe care o avem acolo, cred că putem să facem o figură frumoasă pentru România în acest mandat, pentru social-democrație în acest mandat și pentru partidul nostru în acest mandat și mă bucur de prietenia lui. Stimați colegi, moțiunea a trecut. În acest moment nu mai avem guvern sau avem un guvern interimar. Depinde de noi dacă va reveni la guvernare domnul Orban în formula guvernul Orban 2 sau nu. Sigur că în Partidul Social Democrat luni vom decide și sigur că sunt puncte de vedere, probabil fiecare organizație județeană, fiecare lider își vede într-un fel sau altul. Eu cred că trebuie să ne bucurăm că putem să scăpăm de cei care în 3 luni, 4 luni de zile ne-au arătat că nu sunt în stare să guverneze, că nu se pricep la nimic, că sunt mai proști decât proștii noștri, ca să folosesc cuvintele mele, sau ca să folosesc cuvintele noastre, sunt mai habarniști decât habarnistul vostru. Dacă te uiți la actualul guvern, nici nu știi ce să spui de bine despre ei. Unii, habar n-am cine sunt, că n-au apărut absolut deloc în spațiu public sau să se remarce cu ceva, ceilalți s-au făcut remarcați fiecare cu câte ceva. Doamna de la învățământ
cu camere de luat vederi duse peste copii în școală, absolut ilegal. Într-un târziu și-a dat seama și-a cerut scuze, dar nu acest lucru trebuie să-l facă un ministru al învățământului, în condițiile în care președintele României ne vorbea de un plan pe care îl avea cu România educată. Înțeleg, cel puțin la Bacău, că vorbește de România îmbătată. S-au condamnat. La fel, ministrul Muncii, ministrul Baubau, care în loc să vorbească de mărirea pensiei minime, mărirea punctului de pensie, dublarea alocației, tăierea pensiilor speciale, a reușit marea realizare să dea afară o liftieră care nici măcar nu era la ministerul ei. Trecem peste chestiunile penale pe care, dacă ar fi făcut vreun PSD-ist așa, era și percheziții la el acasă, ce înseamnă abuz în serviciu, șantaj, folosirea funcției publice pentru a determina ca un privat să facă ceva. Eu vă spun încă o dată că dacă făcea cineva de la noi, erau inclusiv oameni în stradă. Mergem mai departe, îl găsim pe ministru Câțu, care are 4 luni de zile când caută gaura și nu mai găsește, care se împrumută în 3 luni și jumătate, jumătate de cât s-a împrumutat PSD-ul în 3 ani de zile, care se împrumută aproape dublu față de cât s-a împrumutat PSD-ul și ne uităm că nu știm unde se duc banii. Investiții nu, investiții în plus sigur nu, dar nici măcar pe cele din curs nu sunt, le-a tăiat finanțarea sau cel puțin le-a redus-o, atât când vorbim de infrastructura mare, autostrăzi sau, eu știu, drumuri expres, cât și de infrastructura locală, PNDL, FDI, PNDL 1 și PNDL 2, sau autoritățile locale. Deci, spre investiții, nu. Spre măriri de salarii, nu. Spre măriri de pensii, nu. Spre dublarea alocațiilor, nu. Spre autoritățile locale, că ne uităm la bugetele pentru autoritățile locale, nu. Și atunci, unde sunt banii? Nu reușește să ne explice, nu reușim să înțelegem de ce se împrumută atât de mult, de ce se împrumută atât de scump și ce face cu banii. Cred că este motivul să plece pentru totdeauna de la guvernare un astfel de ministru. Mai avem un ministru dintr-un județ vecin cu voi, Grindădădădă sau cum l-o chema. Un ministru care nu știe să spună PNDL și un ministru care spunea noi astăzi construim ieri sau ieri construim mâine sau astăzi construim mâine, nici noi n-am înțeles. Ca să nu mai spun că am înțeles că în ședința de guvern a cerut bani pentru o bibliotecă parcă și după ce s-a aprobat banii au ajuns în altă parte. La fel vă spun, dacă s-ar fi întâmplat, nu să facă PSD-ul așa, ci să existe doar vreo bănuială, era DNA-ul acolo, cu percheziții la guvern, cu știri pe Breaking News, pe CNN, uitați ce se întâmplă în guvernul României, uitați ce face Ciuma Roșie. Sigur că ei încă se bucură de luna de miere, sau de o perioadă de numită lună de miere, în care încă mai sunt români care cred că liberalii vor binele României, dar eu cred că e suficient timp să îi conștientizăm pe români ce își propun și ce fac acest liberal. Mai avem un ministru de care aș fi vrut să vorbesc, ministru doctor de weekend, care ne spune clar că lucrează pro bono, că trebuie să-și păstreze calitatea de medic, e în regulă, că lucrează în weekend, aflăm că pro bono ăsta înseamnă vreo 4.000 de euro pe lună și aflăm că în weekend înseamnă miercurea. Și sigur ne punem întrebarea dacă chiar lucrează sau dacă este un contract în care sigur omul își suplimentează veniturile. Și dacă tot vorbim de sănătate, eu n-am reușit să înțeleg, poate înțelegeți dumneavoastră, cum ar pleca un director de clinică privată de la un salariu de 22.000 de euro pe lună la un salariu de 3.000 de euro pe lună ca secretar de stat, doar dacă ar avea, mă gândesc eu, vreo misiune să facă ceva cu banii românilor, cu banii din sănătate, eventual să privatizeze, că altfel de ce ai pleca de la un job pe care îl știi pentru care ești calificat
la un job în care nu ești pregătit să intri în politică, repet, cel puțin cu salariul de 10 ori mai mic. Da, rămâne ca eventual românii să înțeleagă și să trateze prin votul lor, poate ei au explicații la așa ceva. Vă spuneam că moțiunea a trecut, sigur că a fost această procedură legată de asumarea răspunderii. Cred că Partidul Național Liberal și domnul Orban a depășit o linie roșie. Mă bucur că și la nivel european, și eu, și Dragoș, și Corlățean, și Danica, și Rovana ne-am luptat să le spunem celor de acolo ce își dorește să facă acest guvern PNL-PPE, că nu poți să schimbi regula jocului în timpul jocului, că nu poți să introduci două tururi de scrutin cu două luni de zile sau cu trei luni de zile înainte de alegeri, sau eventual, dacă o să-și mai facă niște socoteli, poate că mai dădeau vreo ordonanță sau vreo asumare și spuneau că acolo unde PSD-ul câștigă în turul 2 se organizează și turul 3, numai să aibă cumva ei o șansă. Cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care a fost taxat acest guvern. Cred, de altfel, că ce au făcut cu o zi înainte de votul din Parlament, noaptea ca hoții, după amiaza ca hoții până noaptea ca hoții, 25 de ordonanțe sau ordonanțe de urgență, fără transparență, privatizarea sănătății, una dintre ele, altele despre care auzim pe surse sau din mass media, pentru că nici astăzi nu le vedem trimise către Parlament, publicate în Monitor Oficial, ci oamenii pe japcă, așa, pe ultima sută de metri, hai să vedem ce mai avem de făcut, că de mâine nu mai avem job. De mâine nu mai putem să mai dăm ordonanțe, hai repede să mai vedem ce mai facem. Mai complicăm lucrurile și la zona aceasta electorală, în care înțelegem că ar scrie în textul ordonanței că cine este din Iași ar putea să voteze pentru Bacău, cine este din, nu știu, din Cluj ar putea să voteze pentru cine să fie primar la Craiova, să spună într-un fel sau altul rezultatul votului, deși nu este cetățean al acelei localități. Rămâne să vedem textul ordonanței și rămâne să vedem cum vom acționa ca atare în viitor. Îți spun, dragă Dragoș, că am înțeles că din funcție de ce vorbești după mine, așa că limitez ce am de spus sau nu încerc să avem ceva belicos. Cred, și am spus-o și cu alte ocazii, și la Craiova și în alte părți, trebuie să înțelegem și greșelile noastre făcute la guvernare. Una dintre cele mai mari greșeli a fost că, deși, din punctul meu de vedere, am guvernat bine și am guvernat pentru oameni, și lucrul acesta se vede în buzunarul oamenilor, se vede pe stradă, atunci când vorbim de investiții finalizate sau de investiții în curs de derulare, nu am comunicat la fel de bine. Am greșit atunci când am pus în față, cel puțin în fața oamenilor, colegi de-ai noștri care nu au știut să se apere de lozinci, pentru că de foarte multe ori am avut doar lozinci, nu au știut să explice foarte clar, concret și coerent ce își doresc, ce își propun, ce vor să facă și, bineînțeles, de ce românii câștigă de pe urma acțiunilor lor. Aveți la nord un județ care era, dacă vreți, bazinul de resurse umane, ca să folosesc un termen al unui coleg mai în vârstă, mai de pe timpul școala de cadre a României, deja se mutase la Neamț, de acolo ne vedeau tot felul de miniștri sau tot felul de oameni în guvern, nu știu dacă erau cei mai potriviți, dar eu clar că cred că trebuie să înțelegem din greșelile noastre și nu trebuie să mai propunem oameni care să nu fie calificați pentru funcțiile respective. Și cred și revin că și noțiunea lui Dragoș cu să nu punem habarniști în funcții publice, nici măcar să nu-i punem să candideze, putem să o preluăm inclusiv la național. Câteva lucruri. Două sau trei lucruri aș vrea să spun și despre congres, pentru că urmează totuși congres și astăzi conferința va desemna delegații la congres. Vă spun că indiferent cum comunică actualul președinte interimar al nostru, până la urmă, vulpoiul ăsta a făcut ce a făcut, a strâns o majoritate și a picat guvernul. Eu zic că e de bine, nu? Cred și am crezut că cel puțin în această perioadă avem nevoie de un om care să poată să țină lucrurile în mână în Parlamentul României. Parlamentul României fiind un instrument în care putem să ne manifestăm, așa cum reușim totuși să ne manifestăm în zona administrației locale.
Mai spun că nu sunt vicepreședinte PSD, spuneați dumneavoastră, domn primar. Soția mea este, da, sau cel puțin a fost că și-au dat demisia odată cu toată lumea. Însă mi-aș dori ca Dragoș Benea să facă parte din noua echipă de conducere a PSD. Și dacă nu aș reuși eu să-l conving, v-aș ruga să-mi fiți aliați să-l convingem să candideze pentru un post de prim vicepreședinte la nou congres. Mai cred că deciziile în viitor în partid ar trebui să se ia prin consens, să nu ne mai trezim cu situații în care vine unul dintre colegii noștri cu un punct de vedere, își strânge oarecare majoritate și trece prin vot. Nu. Dacă sunt colegi care au altă poziție, să ne facem timp, să stăm mai mult, să discutăm, să ascultăm toate argumentele și poate că dacă am fi făcut lucrul acesta în trecut, unele dintre decizii pe care le-am luat și poate că n-au fost cele mai inspirate, am fi putut să le evităm și de asta cred că pe viitor am putea să luăm în viitoarea conducere a partidului deciziile prin consens. Vă mai spun că eu voi cere colegilor din Comitetul Executiv luni, să ne pregătim de alegeri anticipate. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la popor și eu cred că românii trebuie să ne spună cine trebuie să fie în fruntea țării, în Parlament, în consilii locale, în consiliile județene, să le facem pe toate odată, pentru că avem cu ce să ne lăudăm, avem ce să spunem că am făcut atâta timp cât noi am guvernat și ceilalți ar trebui să arate că în perioada cât au fost la guvernare, aceste câteva luni de zile, în afară de criză, împrumuturi, tăieri de investiții, nu cred că este un lucru cu care să se poată lăuda sau care să-i facă sau să-i pună în situația să poată să ceară votul românilor. Eu susțin lucrul acesta, eu cred că și PNL-ul va ajunge în această formulă sau cel puțin președinte României, nici n-a făcut un secret din acest lucru. Tocmai de aceea l-a propus pe domnul Ludovic Orban propunere de prim-ministru, pe principiu, știe bătaie că a mai luat. În condițiile în care săptămâna aceasta 261 de parlamentari au votat ca el să plece, ne așteptăm ca săptămâna viitoare să se întoarcă o parte dintre ei să spună nu e bun să rămână? De la PSD, eu sunt sigur că noi suntem consecvenți. De la partidul lui Habarnam, nu știu ce o să facă, pentru că și cu o zi înainte știam că ei nu vor vota moțiunea, dar în momentul în care au înțeles că va trece moțiunea, că riscă să rămână iar între scaune, că o parte din parlamentarii lor ar fi votat moțiunea, au zis, bine, hai votăm și noi moțiunea și suntem alături de voi. Rămâne să vedem care va fi strategia pe perioada următoare, însă, așa cum spunea și dumneavoastră, cine a trădat odată va trăda și a doua oară. Și eu nu știu dacă trebuie să vorbim punctual de unul sau de altul dintre colegii noștri care au făcut să pierdem guvernarea, eu o spun aici și trebuie să o spunem clar și răspicat, noi am pierdut guvernarea din cauza trădării lui Victor Ponta, din cauza trădării lui Tăriceanu și din cauza incapacității noastre de a menține o majoritate la guvernare în condițiile în care aveam un parteneriat cu colegii noștri de la ALDE și puteam să păstrăm în continuare guvernarea. Să ne asumăm aceste greșeli, să sperăm că nu le mai facem sau să sperăm că am înțeles că atunci când pleci la drum cu cineva ar trebui să te uiți și în spate să vezi dacă în trecut a mers până la capăt un drum sau la prima curbă s-a uitat și s-a părut că e mai bine într-o parte sau în alta. În încheiere, dragi colegi băcăoani, dragă Dragoș, îți spun că sunt alături de tine și de voi și vă rog și vă cer să câștigați următoarele alegeri locale și parlamentare, să câștigați la Consiliul Județean, să câștigați la Primăria Municipiului Bacău cu candidați 100% PSD. Vă urez succes, așa să ne ajute Dumnezeu! Întorc și eu formula de adresare, mulțumesc onorevole Manda. Așa este formula de adresare în Parlamentul European, pentru că președintele Parlamentului European de la SND este italian. Da, Claudiu, iute, aprig, fără jumătăți de măsură, incisiv în sensul pozitiv al cuvântului și, pe de o parte,
Așa se Pe de o parte, așa se explică și rezultatele foarte bune de la Doj într-un județ extrem de bine populat și extrem de întins. Așa se explică și faptul că este fost campion național la sprint, la 60 de metri, numai dacă ești pe benzină de avioane, poți să scoți rezultate din acestea. Și acesta este Claudiu Manda. Oameni buni, aici se încheie mandatul conducerii organizației PSD aleasă în septembrie 2015. Vă mulțumesc, vă felicit și așteptăm, predau lucrările conferinței domnului secretar general Ionel Floroiu, să vedem pe mâna cui va intra organizația județeană PSD Bacău pentru următorii 4 ani. Vă mulțumesc! Da, bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi! Într-adevăr, mandatul fostei conduceri s-a expirat. Astăzi, comisiile de validare și de propuneri și-au făcut datoria, astfel că vreau să fiu foarte operativ, să nu vă plictisesc și am să încep prin a face propunerile de candidați. La funcția de președinte al organizației județene și-a depus candidatura fostul și probabil viitorul președinte al organizației județene Bacău. Am analizat dosarul foarte bine și am constatat că îndeplinește toate condițiile. Felicitări, Dragoș! Președintele Dragoș Benea! Vă mulțumesc, mulțumesc pentru multiplele aplauze. Acum să văd și votul. Dar aș întreba, a uitat cineva să-și depune o cerere de candidatură și poate să o trimit acum, urgent, pe fax sau în direct? Nu. Să înțeleg că nu mai este altă candidatură, nu? Atunci, vă rog să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, președintele organizației județene PSD Bacău va fi în continuare Dragoș Benea. Așa cum ne-am obișnuit, trebuie să avem și unul executiv mai tehnic. Ne-au obișnuit în ultimii ani cu chestiunile tehnice ale guvernării. Analizându-i dosarul, se înscrie la funcția de președinte executiv domnul deputat Șova Lucian. Vă supun votului candidatura domnului Șova Lucian. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă ceva acolo în colțul ăla? Nu? Nu? La Luizi Călugra vă abțineți? Nu. Bine, mulțumesc. Lucian Șova, președintele executiv pe următorii 4 ani ai Partidului Social Democrat, organizația județeană Bacău. Felicitări, Lucian! Acum vă rog să-mi permiteți să supun în bloc alegerii dumneavoastră echipa de vicepreședinți. Și am să vi citesc. Domnul Baciu Costel, Brașoveanu Sorin, Budacă Vasile, Bujor Ioan, Dinu Ioan Araluca, Dunavă Costel, Cnatiuc Nicolae, Pocovnicu Dorian, Răuță Ion, Zmarandache Miron, Șotcan Teodora, Tulpan Dumitru. Cine este pentru? Împotrivă?
Se abține cineva? Vă felicit, dragi colegi, și vă doresc succes în noul mandat. Tot conferinței trebuie să supun la vot și trezorierul în persoana doamnei Monica Floricică. Unde ești, doamna Floricică? Vă doresc succes în noul mandat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc foarte frumos pentru unanimitățile pe care le dați. Acum o să trecem la alegerea Comitetului Executiv. Un număr foarte mare de colegi care și-au depus candidatura și și-au ales opțiunea de a fi în Comitetul Executiv Județean Bacău. Și vă rog să-mi permiteți să trec pe repede înainte. Sunt 124 de colegi, dar trebuie să-i citesc. Așa spune statutul, n-am încotro. Ababei Carmen, Abdula Ștefănel, Albu Diana, Alcaz Ionel, Alexandrescu Eusebiu, Ambrozie Rodica, Andrei Gheorghe, Andrei Ionuț, Grigore Gheorghe, Anta Latila, Antohi Marica Constantin, Anton Cătălin, Apreotese Gabriel, Argatu Irina, Atudore Valeriu, Avrămescu George Paul, Bagiu Costel, Balaș Constantin, Bandea Toma, Bejan Gheorghe, Belceanu Gheorghe, Bene Dragoș, Bibere Vasile, Boge Angela, Botez Mircea, Botezatu Gelu, Brașoveanu Sorin, Brăneanu Dumitru, Breagne Ionela Cristina, Bucur Valentin, Budacă Vasile, Bujor Ioan, Butucaru Sorin, Cautiș Vasile, Cheța Lucian, Chitic Constantin, Ciobănița Corneliu, Ciocodei Mihaela, Cioroavă Gelu, Ciubotaru Cristian, Ciuraru Paul Cristina, Clopotaru Petrea, Cosma Fănică, Crăciun Johnny, Cucerescu Ion, Danilă Gheorghe, Dima Carmen, Vlad Toader, Dinu Ioana Raluca, Dochiei Petru, Donțu Veronica, Dorvoș Valentin, Dudău Costel, Dumea Eugen, Dunavă Costel, Ieșanu Maria, Flintoacă Gabriela, Floricică Monica, Floroi Ionel, Ghelase Cornel, Ghența Benone, Gnatiuc Nicolae, Grădinaru Vișinel, Gurău Gabriela, Hârțescu Roxana, Ichim Ionuț, Ilișanu Claudiu, Ivanciu Ovidiu Adrian, Jicu Petre Damian, Leonte Costică, Luca Vasile, Luca Vasile, Luncanu Petrică, Manea Valentin, Manolache Vasile, Marchișana, Magdalin Ion, Mârzac Iancu Valentin, Mereuța Angela, Merlușcă Doru, Moraru Neculai, Munteanu Laurențiu, Nica Ionuț, Ochenatu Eugen, Ojog Adriana, Olaru Viorel, Orândaru Gabriel, Paliștan Andrian, Puncescu Viorel, Pascu Puiu, Pătrașc Alexandra, Percă Vasile, Pocovnicu Dorian, Popa Ionel, Popa Teodor, Popa Viorel, Pravă Țion, Pravă Silviu Ionel, Pricopoaia Enula, Pușcașul Nicușor, Pușcă Largă Gheorghe, Puțanu Mihai, Răuță Ioan, Rădulescu Constantin, Roșu Sorin, Rotaru Vasile, Savin Gabriel, Smarandache Miron, Spătaru Eugen, Stan Gabriela, Gabriel, Andrea Iulian Răzvan, Șiler Anton, Șotcan Teodora, Șova Gâțu Laur, Șova Lucian, Tancău Eusebiu, Tăbăcaru Petru, Tătaru Vasile, Temea Luminița, Trofin Viorel, Tulpan Dumitru, Vlasie Ion, Zaharia Vasile, Zăprăuțanu Ion. Cine este pentru lista de membri ai Comitetului Executiv? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc frumos pentru acest vot. Acum, domnul președinte, v-aș ruga frumos, întrucât am ales Comitetul Executiv, să supuneți la vot secretarul general, așa cum vă place dumneavoastră, pentru că, conform statutului, secretarul general al partidului este ales de Comitetul Executiv. Și vreau să aud de la dumneavoastră dacă sunteți de acord cu înscrierea mea pentru această funcție. În primul rând, mulțumesc lui Ionel pentru că a condus ședința. Îi solicit să-mi predea conducerea ședinței. Dăm și aia cu delegații la nu congres. Mai avem, da, delegații la congres și... Păi da, atât. Da, nu, și comisiile de integritate și comisia de control financiar, da, care trebuie supusă la... Păi, bazează-te pe mine, așa cum și eu mă bazez pe tine. Am
înțeles. Vreau să spun și eu două cuvinte, dar... Nu mai. Ai timp tot anul. Serios? Da, păi... Hai să le transmit și da. Dar să nu uitați să supuneți totul la vot candidatura mea, da? Da, da. Da, faptul că am spus că mă bazez pe Ionel Floroiu în tot ceea ce urmează și faptul că am și propus pentru această funcție care vine mănușă, cred că este cea mai bună validare a candidaturii și vă supun aprobării Comitetului Executiv candidatura domnului Ionel Floroiu la funcția de secretar al Organizației Județene PSD. Cine este pentru? Împotrivă? Cu abțineri? Niciuna? Felicitări, Ionel Floroiu! Nu, într-adevăr, vorba lui Lucian Șova, care am stabilit toți trei de la început că, exact cum spunea Claudiu, să funcționăm pe consens, putem să ne considerăm că avem aceeași putere în decizie, nu trebuie neapărat respectată poziția ierarhică, așa înțeleg eu să colaborez cu cei mai apropiați colaboratori pe care i-a girat și organizația județeană. Sunt convins că va fi un element cheie travaliul lui Ionel Floroiu pentru 2020, cunoștințele sale despre acest județ, experiența acumulată de-a lungul timpului și în viața administrativă și în viața politică, va fi un element cheie și sunt convins că vom face alături de toți ceilalți o echipă minunată. Îi mulțumesc și pentru disponibilitatea la efort, una uriașă, și sunt convins că va avea nenumărate prilejuri până în iunie 2020 să se adreseze și acestei săli și oamenilor din județul Bacău, astfel încât să reconfirmăm încă o dată calitatea de cea mai valoroasă și cea mai puternică organizație politică a județului Bacău, organizația PSD Bacău. Vă supun pe repede înainte, vă spun că mai avem maxim 10 minute din această conferință, Comisia de Arbitraj și Integritate Morală, în următoarea formă, Laura Leonte, Andreea Maxinaș, Corina Alexe, Virgil Plugaru, Vasile Găucan, Roxana Hârțiescu, Horia Olinic, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobată Comisia de Arbitraj. Comisia de Control Financiar, doamna Narcisa Condurat, Maria Motoc, Olivian Darie, Valentin Blidaru, Adrian Sergentu, Codruț Ianache, Flori Olinic. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate. Delegații la Congresul ce va veni? Dar înainte de delegați aș supune să aprobării împuternicirea Biroului Permanent Județean pentru a hotărâ eventuale schimbări în caz de absențe motivate, așa cum sunt și astăzi, și domnul Tulpan, și domnul Manea, și domnul Zaharia, primari de la Buhuș, Berești, Azlău și Săucești, primari foarte bune ai organizației PSD, absentează extrem de motivat. Dacă vor fi asemenea absențe pentru congresul care va fi sau nu va fi, împuterniciți BPJ-ul, cine este pentru să o facă? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobat. Următoarea componență de 50 de delegați, 1 Benea Dragoș, 2 Șova Lucian, 3 Sorin Brașoveanu, Costel Baciu, Vasile Budacă, Ioan Bujor, Raluca Ioana Dinu, Costel Dunava, Ion Răuță, Nicolae Ignatiuc, Miron Smarandache, Teodora Șotcan, Dumitru Tulpan, Carmen Dima, Gabriela Gurău, Claudiu Ilișanu, Valentin Manea, Floroiu Ionel, Silviu Pravăț, Olimpiu Tulpan, Veronica Donțu, Vasile Zaharia, Eugen Spătaru, Corneliu Ciobănița, Roxana Hârțiescu, Cristina Pravăț, Laur Șova, Ciubotaru Cristi, Balaș Costel, Gelu Cioravă, Gabriel Savin, Bogdan Popa, Tățaru Daniela, Droiman Alexandru, Andreea Sălbaticu, Vasile Luca, Gabriel Orândaru, Viorel Olariu, Cristina Ciuraru, Diana Albu, Cătălin Anton, Alexandrescu Eusebiu, Ioan Vlasie, Vasile Bibire, Pravă Țion, Codrin Costan, Costache Popa, Lucian Cheța, Ionuț Cucerescu și Claudiu Popa. Probabil că și-ar mai fi dorit colegi să meargă la congres sau să fie delegați. Aceasta este norma pe care a fost repartizată județului Bacău. Ea este una semnificativă raportat la multe alte organizații.
mai mică decât cea de la Dolj, care are 70, nu? 70 are Doljul. Este o formulă extrem de corectă, care se raportează la populație, la rezultate, pentru că una este să câștigi alegeri într-un județ cu 800.000 de locuitori și alta este să câștigi alegeri în județ cu 250.000 sau 300.000 de locuitori. Până întorci un Boeing, ai timp să întorci vreo 4 tractorașe. Așa că această formulă este absolut corectă și dacă noi suntem doar 50, poate data viitoare vom fi mai mulți. Ea este strict dependentă, această formulă, de rezultatele pe care le-am obținut și pe care le vom obține de acum încolo. Ne apropiem de final. Supun la vot această componență a delegației. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate a fost aprobată. Ne apropiem de final, cum spuneam. Cu un mesaj de final, dar nu înainte de a supune câteva rezoluții, consider eu importante și pentru viața noastră ca organizație și pentru viitorul județului. Prima este aceea pe care am pomenit-o și în discursul meu și văd că a preluat-o și colegul Claudiu Manda, aceea de a nu mai susține habarniști în funcții publice, de a susține doar oameni. Doar oameni care au realizat ceva în viețile lor, capabili să tracteze comunitățile și să le asigure dezvoltarea, evoluția și nici de cum involuția. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobată această rezoluție care trebuie să ne dea firul conducător pentru următorii ani, astfel încât să putem pretinde de la electorat susținere și rezultate pe măsură. Suntem la începutul unui nou mandat de 4 ani și sigur că ne-am legat numele de câteva obiective importante, am pus temelia la foarte multe obiective, pe unele le-am recepționat, nu le-am tăiat pe anglica, țin să-i dezamăgesc pe cei care tot se chinuie să pamfleteze prin județul Bacău, noi n-am tăiat nicio panglică, le-am recepționat și le-am dat în folosință. La unele am pus piatra de temelie și sunt în plină derulare și în plină implementare. Altele, doar ce s-a uscat cerneala pe ele, cum este extinderea secției de radioterapie și mai sunt și alte proiecte care se așteaptă a fi semnate, chiar luna aceasta, de interes județean și, de ce nu, regional. Prin urmare, vă supun aprobării să solicităm Guvernului PNL Orban să finanțeze lucrările de la centura Bacăului într-un mod optim. Optim înseamnă pe direct proporțional cu ceea ce poate Umbrărescu să absoarbă, să atragă, să implementeze și să nu mai facă alocări batjocoritoare, cum este cea de la centura Bacăului, 64 de milioane cel mai dinamic șantier de infrastructură din România, versus 69 de milioane la centura Târgu Mureșului, unde procedura de licitație este suspendată. Suspendată, oameni buni, nici măcar contract de execuție semnat. Asta ce trădează și ce spune? Ceea ce spuneam cu toții la acele meeting-uri de anul trecut, de care nu trebuie să ne fie rușine. Au fost meeting-uri memorabile și la Craiova, și la Iași, și la Galați, în care noi am atras atenția și am avertizat și din păcate s-a confirmat ceea ce am spus, că se dorește de către cei de la PNL o Românie cu două viteze, așa cum frățiorii lor mai mari și mai importanți de la PPE doresc o Europa cu două sau poate chiar 3 viteze. Și această alocare pe o centură din vestul României, care nici măcar nu are constructor, superioară centurii Bacăului, superioară drumului expres Pitești-Craiova sau podului de la Brăila, este o expresie a faptului că guvernarea de dreapta vede o Românie cu două viteze, o viteză în Ardeal și a doua viteză în Moldova sau în sudul României. Și ca atare solicităm finanțarea optimă și eliminarea tuturor barierelor birocratice, astfel încât finanțarea europeană la centura Bacăului să nu se piardă. Cine este pentru? Împotrivă,
Abțineri, cu unanimitate s-a adoptat și această rezoluție. La fel să solicităm guvernului PNL Orban să aloce fonduri suficiente pentru continuarea Programului Național de Dezvoltare Locală și a investițiilor necesare pentru reducerea decalajelor dintre mediul rural și urban, pentru că s-a dovedit proiectul cel mai mare de infrastructură din România și de actualitate din România. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobată și această rezoluție. Să achiziționeze de urgență, să asigure finanțarea necesară pentru al doilea accelerator de particule la secția de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență, astfel încât la finalul acestui an numărul suferinților de cancer din județul Bacău care pot fi tratați să se dubleze. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobat. Și proiectul politic al organizației, al fostei conduceri a organizației județene PSD Bacău și care îmi doresc să fie și a actualei conduceri a organizației PSD Bacău și despre care ați mai auzit de vreo 4-5 ani încoace, și anume prioritizarea variantei Iași-Bacău-Brașov ca autostradă a Moldovei. Este varianta cu cel mai scăzut impact de mediu. Este varianta cu cel mai scăzut impact de mediu și acest lucru este important, vital, în condițiile în care observăm că brusc exigențele, pretențiile Uniunii Europene pe zona de mediu, pe zona verde au crescut, este vital să prioritizăm o autostradă care are doar 8% față de 55% impact pe mediu, cât indică varianta Târgu Mureș-Iași, o variantă pe care s-a construit o întreagă campanie electorală în 2019, și cea de la europarlamentare, și cea de la prezidențiale. Nu mai putem să stăm 13 ani într-o variantă ce s-a dovedit inutilă, ineficientă și care n-a traversat Carpații. Moldova și nord-estul României are nevoie de o autostradă cât mai urgentă pentru dezvoltarea acestei regiuni și pentru punerea în valoare a tuturor proiectelor pe care primarii din această regiune le-au accesat. Și ca atare vă supun votului dumneavoastră să solicităm guvernului Orban să prioritizeze de urgență ca varianta autostrăzii Moldovei, varianta Iași-Bacău-Brașov. Cine este pentru? Vă mulțumesc pentru susținerea la toate aceste rezoluții care țin și de noi, țin și de guvernarea care va fi ea, actualmente această guvernare Orban. Un ultim gând pentru ziua de astăzi, la final de conferință. Mă responsabilizează și mă onorează în egală măsură încrederea pe care ați avut-o încă din mine, încă din 2013, când m-ați ales ca președinte al organizației județene PSD. Îmi place să cred că m-am achitat alături de echipa pe care am coordonat-o cât mai mult de sarcinile pe care ne le-am asumat împreună în fața electoratului. Îmi place să cred că suntem realmente, și metabolizăm acest discurs, suntem realmente o organizație politică ce am înțeles să ne ținem de cuvânt în raport cu electoratul. Îmi doresc ca peste 4 ani să ne vedem, biologic vom fi cu toții mai experimentați și mai în vârstă, să ne vedem sănătoși, să ne vedem câștigători, să nu faceți ca domnul Răuță să puneți partidul în fața familiei, să vă bucurați de tot ceea ce vă oferă familia și copiii, dar să nu uitați că încrederea pe care ți-o dă electoratul este un lucru foarte important și noi trebuie, atunci când suntem susținuți la alegeri locale sau parlamentare, să răsplătim încrederea acestor oameni și să demonstrăm că suntem în continuare cea mai valoroasă și cea mai puternică organizație politică din județul Bacău. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Număr căie când vor căie.